folosesc și la altele. L-a dezinfectat, sterilizat, curățat, inclusiv apa pe care o beau în fiecare zi. Pentru mine asta e o măsură, are 750 de mililitri și o beau în fiecare zi. Și îi dăm drum. Haideți să vedeți frumusețe. Ei, imaginați-vă că apa, în timp ce noi vorbim, devine pură. Aerul, mâncarea, alimentele, tot ceea ce tratez cu ajutorul imunocubului meu, devin mult mai curate și mai sănătoase. Am simțit-o, repet, pe pielea mea. Bună seara și bine ne-am regăsit la Puterile Secrete. O seară specială, o seară între prieteni. Bună seara, Rizvan! Bună seara, draga mea! Mă bucur din suflet că ești aici cu mine! Și eu mă bucur. Vezi, mai răruț și mai drăguț, așa, știi? Da. Frumos, când în când. Păi nu, mai e cam prea răruț. Băi, așa zic și telespectatorii, o să fie și mai da. Desuț, fără niciun fel de problemă. Eu am spus, oricând mă vrei, sunt aici, nu-i problemă. Okay. Mă bucur din suflet, ai avut o vară frumoasă, te-ai plimbat. Am avut o vară văratică, să zic așa, și un bine meritat concediu după 2 ani, 3 ani în care nu am avut concediu. Așa încât mi-am permis un picuț să mă plimb și de odihnă și mai învățat una alta. Foarte frumos. Până la urmă, cel mai frumos este să reînveți să te plimbi și să te bucuri de minunățile din jur. Pentru că dacă ești atent și să stai lângă un copac și să-i vezi frunzele cum se mișcă, poate să fie o meditație. Sigur, unii n-au timp de astfel de meditații, pentru că își manifestă alte, știu eu, doleanțe și frustrări, dar eu prefer să-mi fac timp să meditez la fiecare. Te-am urmărit și am văzut că nu se poate să fie doar vacanță la tine. Nu. E vacanța totdeauna îmbinat așa și cu un pic de muncă, dar tu faci ceea ce îți place și atunci, clar, așa era, cum să spun, cel mai frumos. Întotdeauna fac ceea ce îmi place. Să petreci timpul, da. Când îmi place ceva, cu siguranță eu nu fac. Iar timpul l-am petrecut în cea mai mare parte în vizite și vizitând niște locuri superbe. Am văzut locuri pe care nu le-am mai vizitat niciodată în viața asta, dar sper să ne mai vizitez. Și am avut ocazia să mă întâlnesc și cu unul din maestrii mei, pe care îl iubesc foarte mult. Și profitând de faptul că în zona în care el se afla, partea asta de criză, să zicem, socială, era un picuț adormită, am reușit să fac o scurtă vizită și să mai învăț și eu una alta. Pentru că, până la urmă, așa cum le zic și cursanților mei, cu toții suntem cursanți până murim. Să nu-și imagineze cineva că eu nu mai învăț. Sigur, am colegi care îi spun că știu totuși, că nu mai trebuie să învețe, e problema lor, dacă vor să se autolimiteze, eu n-am niciun fel de problemă. Eu, unul personal, prefer să învăț și sunt într-o perioadă care, conform astrogramei mele, să spunem așa, mă trage spre a învăța lucruri destul de oculte, adică nu mă limitez doar la partea de metafizică chineză, ci merg un picuț și pe partea de magie, pe partea de hermetism, pe părți care la noi nu ai de unde să le iei și nici nu are cine să ți le dea. Și atunci le învăț odată pentru dezvoltarea mea și apoi, în primul rând, de fapt, pentru a le împărtăși cu oamenii. Pentru că asta îmi place și, până la urmă, asta este misiunea mea pe pământ. Și dacă nu mi-aș îndeplini, eu m-ar lua Dumnezeu ca să mă ducă unde e altfel mai bine pentru mine. Și de asta caut să mă îndeplinesc misiunea. Și e foarte bine când o îndeplinești și ai și satisfacția oamenilor, da? Pentru că știi că la un moment dat, dacă te îndepărtezi de misiunea ta, ți se dă niște răgați de timp așa în care să-ți reamintești ceea ce e bine să faci. Și dacă tot nu-ți reamintești, la revedere, te-a luat, da? La fel și alt caz dacă te bagi peste misiunea altora. Pe lângă dorința ta și, cum să spun, plăcerea ta, pentru că tu înveți cu plăcere, faci lucrurile astea din plăcere. Există și ai și acest dar de a împărtăși, de a explica oamenilor și asta este mare lucru. Și să știi că nu odată am stat să mă uit așa, să trag cu ochii pe paginile tale și să văd cât de frumos vorbesc oamenii care sunt la tine la curs și cât de apropiat se simt de tine. Eu, în primul rând, nu mă consider maestru, nu mă consider purtătorul unei cunoașteri secrete, ci mă consider un povestitor.
Eu la bază, pana mea, dacă mă ierți, ce sunt? Sunt un șaman, amărât, un vraci, ca oricine care practică lucrurile astea. Nu sunt nici de cum maestru, nu plutesc în aer și n-am nevoie de ofrande aduse. Eu am o vorbă, când o vedea că încep să plutesc un norișor, veniți fraților cu ofrande. Până atunci îmi spuneți Rizvan și spunem bancuri porcoase și glumim unul cu altul. Asta este atitudinea. Aici eu pot să zic că este un pic cam multă modestie. Adică... Nu, asta este, chiar așa sunt. Iar în rest ador să povestesc și am darul sau blestemul, depinde cine vorbește cu mine, de a vorbi extraordinar de mult. Și având în vedere că îmi place să citesc și nu las nicio zi de la Dumnezeu să treacă fără să citesc ceva și îmi place să învăț, atunci creierul meu își ține active anumite conexiuni în cortexul prefrontal și vorbele vin de la sine. Și odată, dincolo de asta, asta e partea materială a lucrurilor, există și partea spirituală a lucrurilor, pentru că până la urmă, dacă spui, cum am spus eu când eram mic, Doamne, fă-mă un canal al cunoașterii luminii și iubirii tale și lasă-mă să împărtășesc iubirea asta tuturor, atunci se creează un canal și fără să vrei, fără să știi cum și fără să explici și nici eu abar nu am să explic cum, vine prin tine și devii pur și simplu un, cum se cheamă ăsta, megafon, de-l ții așa și țip prin el, știi? Devii un megafon al cerului și cunoașterea care e menită să ajungă la anumiți oameni ajunge. Dar eu la bază sunt doar un povestitor, cui îi place să audă poveștile mele, care sunt cât se poate de practice, bine, nu-ți place, sănătate și un praz verde. Se pare că sunt foarte mulți care doresc să-ți asculte poveștile. Domnului, sunt. Eu am încercat să facilitez cât am putut accesul oamenilor la mine, mai ales în perioada asta în care totul se desfășoară online, căde. Și atunci am facilitat maxim, să zic, accesul oamenilor. Am făcut o grămadă de evenimente și prezentări, fie gratuite, fie la prețuri uneori și de 30 de ori mai mici decât de obicei, pentru că am zis că perioada cere până la urmă de la România și de la lume, în general, o creștere spirituală. Și am ajuns la concluzia că creșterea asta spirituală, atât timp cât pot să o intermediez, pot să o intermediez și extrem de accesibil pentru oameni. Așa încât să poată să participe, să învețe, să se inițieze, să practice și să devină tot mai buni cu fiecare zi care trece. Că până la urmă asta este scopul. Și dacă vor să și povestim, e minunat. Acum n-am să-ți ascund, îmi este un dor enorm să am sala plină de oameni în față și să râd cu ei și să-i văd și să ne îmbrățișăm, dar cu siguranță o să vină și perioada asta foarte curând. Dar până una alta, uite cum suntem și noi acum, da, ne iubim la fel de mult și pe internet, discutăm prin intermediul curentului electric și telespectatorii noștri la fel o să stea în fața unui televizor sau monitor și o să ne urmărească și cu siguranță, și asta e intenția mea, ca după această emisiune ei să fie mai fericiți, mai buni, mai prosperi, mai sănătoși, mai împliniți și mai aproape de iluminare. Așa, indiferent despre ce vorbim. Așa, așa să fie. Rizvan, vom avea o toamnă grea? Ca vreme? Nu, ca vreme a început așa, ne-au spus că o să fie o prelungire a verii. Primele zile ne-am speriat, a fost un pic mai rece, dar acum azi văd că se mai îndreaptă puțin, mai avem câteva zile de căldură. Azi a fost extrem de cald. Pentru mine, eu sunt un om căruia îi place căldura, dar căldura însemnând 20-25 de grade, să zic așa. Căruia îi place căldura, mai ales de septembrie. Da, aia e bună, aia îmi place. Că nu mai arde soarele așa, când cauți căldura. Da. Ca vreme, habar n-am cum o să fie, asta e, mă rog, e jobul meteorologilor. Ca și energie și spirit însă aș putea să dau câteva indicii. Și indicii specifice pentru România mai întâi, că până la urmă asta, normal, asta ne interesează. Și după aia vorbim și de alte țări. Deci alte țări poate nici nu-i nevoie să vorbim de ele, că o să fie mai bine ca noi. Da, chiar serios. Din păcate, știi care e povestea spirituală a evoluției unei țări? O țară nu ajunge să fie țară degeaba. Adică faptul că vorbim de România, de Ungaria, de SUA, de UK, aceste teritorii în care se adună niște oameni sunt teritorii de karmă comună. Avem o karmă comună a populațiilor din aceste zone. E pe principiu, i-a adunat Dumnezeu pe toți la un loc, nu fără motiv. Și motivul este că noi, în primul și în primul rând, trebuie să învățăm niște lucruri. Că de-aia venim. Nu venim la distracție, nu ne așteaptă nimeni cu pachetul de hamac și oli, inclusiv mâncărică. Nu, venim să învățăm lucruri. Și învățarea asta are trei beneficii mari și late. Unu,
ne face să evităm plățile karmice. Doi, ne face să devenim mai buni. Și trei, dacă folosim învățarea a tot ceea ce primim ca să-i ajutăm pe ceilalți, ne face să ne reîncarnăm după aia, după decesul fizic din această viață, într-o viață și mai bună și mai șmecheră și mai sexy și mai cu potențe de ajutor al celorlalți. E, problema este însă că în fiecare țară, și asta sunt convins că am mai zis-o, dar habar n-am când, cu tine sigur am zis-o, cumva responsabilitatea karmică primară o au conducătorii țării. Înțelegi? În sensul că deciziile pe care le iau conducătorii reflectă, cel puțin din punct de vedere divin, deciziile poporului. Chit că nu întotdeauna este așa, dar din punct de vedere divin asta e legea, asta se reflectă. Și în momentul în care te uiți la știri sau citești ziare sau observi un picuț ce se întâmplă în lumea politică și în lumea economică a țării noastre, începi să te gândești ce naiba te așteaptă. Adică având în vedere deciziile de multe ori inepte, stupide, la unele îmi stă mintea, azi am văzut de exemplu la televizor un primar al unui oraș, capitală, nu zicem ce oraș e, așa, care spune, ne pare rău, la iarnă vor fi probleme și jumătate în București nu o să aibă apă caldă și căldură, că se evite spate. Păi stai un pic, mâncați-a și ochiul tău. Dar nu poți să faci ceva, adică nu mă pricep, serios, nu vreau să mă bag. Dar să apari cu o față, cum să spun eu, plată, fără emoție și pur și simplu să anunți că unii o să tremure de frig și n-au cu ce să se spele la iarnă, fără să vii să dai o soluție, mi se pare o dovadă de cruzime. Problema e că puțin contează ce mi se pare mie. Contează cum se pare chestia asta în cer. Și la nivel de ceruri, în momentul în care conducătorii noștri, de la primarii de sector, primar general, președinte, miniștrii, partide, etc., vin și emit astfel de lucruri care sunt de obicei sentențiale, cum a fost și emisia primarului, cerul reacționează și zice, da, ok, înseamnă că cumva asta meritați. Oamenii reacționează și în modurile cele mai diverse. E, atâta timp cât există, că asta nu înțelege populația. Discrepanța creează haos. Înțelegi? Când populația e ruptă în două, și ăsta e exact testul. Fie toți sunt, sau majoritatea, pe aceeași frecvență, vibrație, undă, vector, fie pe cealaltă. Și problema este că noi avem tendința, și tot o avem de vreun an, să cultivăm acest haos. Haosul ăsta pornește de sus, de la căpetenii, și se transmite până la populație. Tot haosul ăsta, din păcate, creează energetic o perturbare. Perturbare, un vid, dacă vrei, care tinde să fie umplut. Cu ce se umple din univers? Cu energie rezultantă a rezonanței emise. Păi dacă rezonanța emisă este nemulțumiri, certuri politice, neînțelegeri, promisiuni neținute și nesusținute, miniștri și conducătorii inepți care habar n-au despre ce vorbesc și nu dau de respect, exemplu, că știu foarte bine telespectatorii despre ce vorbesc și toate astea. Asta e emisia vibrațională pe care o dă țara. Asta va atrage în continuare. Sigur. Da? Din păcate. Ce vrei să mint acum și să zic că să vină o toamnă și o iarnă de pace, liniște, prosperitate? Nu. O să vină o toamnă în care prețurile vor exploda, în primul rând, deci o luăm de la nivelul economic. Prețurile vor exploda la orice, de la imobiliare în special, pentru că am pământul afectat ca și element și vorbesc hermetic, nu chinezește aici, da? Pentru unii care poate mă vor asculta și vor ei să mă critique că n-au ce face în timpul liber. Vorbesc hermetic, dacă nu știți hermetism, tăceți. Pământul ca și element, acest magnet tetrapolar hermetic care are în centru elementul pământ, slăbește. Odată cu slăbirea lui, de exemplu, imobiliarele, casele care țin toate de pământ, o să crească la preț. Chiriile o să crească la preț. Vânzările o să crească la preț. Electronicele cresc la preț. Televizoare, telefoane, etc. Instrumentele muzicale, chitare, piană, tot ce vrei, tot ce înseamnă... Cresc la preț, dar nu va exista acel schimb, adică... Abil. Crește la preț, dar cine le cumpără? Păi stai un pic, gândește-te, de exemplu, că în prezent trece printr-o criză, îți vorbesc ca chitarist acum, da? Ok, noi în chitare avem niște doze care au semiconductor în ea. Și în calculatoarele avem, da? E, Seymour Duncan,
știu eu, Fender și toate astea, sunt fabrici de semiconductori, s-au închis. S-au închis pentru că e o criză majoră. În contextul, mă rog, prin care tot trecem de 2 ani de zile, acolo s-a ajuns. Și logic, o doză care costa 39 de euro până acum un an de zile, astăzi chiar am fost pe la o reprezentanță, că îi mai ajut cu una alta și am văzut că s-a făcut 172 de euro, de la 39 de euro, exact aceeași doză. Evident că punând doza aia într-o chitară, chitara se scumpește. Dar ce să vezi, semiconductorul ăla este și în calculator, este și în telefon, e și în smart TV-ul pe care mulți îl au acasă, e și în oxygen disposal ăla de light-ul lângă tine, e și peste tot, că toate astea funcționează cu aceste materiale. Și de pricina asta, asta o să se scumpească. Dacă ele se scumpesc, implicit se va scumpi transportul lor, implicit se va scumpi combustibilul. Deci avem un val de scumpiri, în primul rând, la nivel economic, pentru țara noastră, pentru această toamnă și inclusiv iarnă. Din punct de vedere economic, în continuare, legat de firmele din România, trebuie să avem mare grijă, pentru că există un trend și o tendință extraordinar de mare de țepe. Avem, în primul rând, noțiunea asta de plăți la furnizori, știi, sau plățile furnizorilor, datorii de la furnizori, etc. Toate astea se vor amâna. Oamenii vor avea tendința să-și amâne plățile, datoriile, și din pricina asta se va crea un lag, se va crea o lălăială, o amânare în plăți, ceea ce va produce o stagnare. Această stagnare ce efect va avea? Nemulțumirea globală a oamenilor, scăderea puterii financiare a omului de rând. Și acest lucru se va vedea marcant începând cu luna octombrie, va avea un apex, un vârf în luna noiembrie după data de 15 și va avea o scădere spre sfârșit de ianuarie, început de februarie 2022. Da? Deci e o perioadă, că vorbim totuși pe un interval mai scurt ca telespectatorii se poată adapta. Vorbim de o perioadă în care economic lucrurile nu mai sunt la fel de accesibile. Nu mai e la fel de ușor să-ți cumperi un televizor acum față de acum un an. Spre exemplu, același televizor de o marcă foarte cunoscută, același, costa acum un an de zile 6.000 de lei și exact același televizor l-am văzut astăzi costând 7.800, exact același. Și am întrebat, dar nu-i normal fiind modelul de acum 2 ani să-i mai ieftin? Na, de unde să știi? Un vânzător, habar n-are. Ei, iată că s-a scumpit și tot mai o să scumpească lucruri. Deci asta ca să știm. Așa încât, care e concluzia? Sfatul principal pentru toți minunații noștri telespectatori. Puneți bani deoparte. Să primeze economiile în această perioadă, în special pentru acele persoane care se cunosc foarte cheltuitoare. O să fac o glumă, să te întreb dacă ai vorbit cu domnul prim-ministru? Că așa ne-am putut și dumneavoastră. Vreți să treceți peste iarna asta? Dar de unde să pui bani deoparte când banii nu ți ajung de la o lună la alta să plătești utilitățile? Nu mai vorbim de mâncare și de medicamente și de haine și de tot. Da, asta întreabă-l pe domnul prim-ministru cu mult drag dacă îl inviți într-o emisiune. Eu vorbesc cu el și stabilim și chestia asta. Da, e important. Ușor de spus, pune bani deoparte și teoretic toată lumea știe că asta ar trebui să facă, dar trebuie să ai și de unde. În condițiile în care salariile se plafonează. Totul crește, dar salariile îngheață. Nu-s chiar așa. Ideea este că văd zeci de oameni pe zi. Oamenii și dacă au bani nu prea îi pun deoparte. Mulți nu îi pun, pentru că sunt cheltuitori. Iată, ieri s-a lansat nou telefon, nu știu care, nu dăm nume, să nu facem reclamă, care costă nu știu cât, mult. Costa și data trecută, dar mai plătești mai separat mult. Încărcătorul și ce nu mai plătești. Da. Da. Și lumea abia așteaptă. Da, păi da, deja s-au dat precomenzi, dar s-a depășit lotul de producție. Despre ce vorbim aici? Hai să fim serioși. Oamenii nu economisesc. Și dacă vrei chinezește să o luăm, păi da, iartă-mă, dacă ești tigru, dacă ești iepure, dacă ești maimuță, dacă ești cocoș, dacă ești șobolan și dacă ești bou și dacă ești câine, nu economisești. Ăștia sunt cei mai cheltuitori în perioada asta, nu în general. Da? Crede-mă, poate să câștige mâine la loto 1.000.000 de euro și nu o să pună prea mult în bancă. Adică, na, o să-i pună și o să cheltuie din ei. Deci, pe ideea că banul trebuie să circule. Nu. Există un ritual foarte simplu, hermetic, și chiar că atunci când nu ai venituri foarte mari. Ia-ți frumos o cutie sau o pușculiță sau un ceva, da? Deci nu trebuie să fie neapărat bancă. Dacă vrei, poți să lucrezi și cu banca. Și pune pe zi
în cutia aia sau în contul respectiv bancar 10% din cât ai câștigat tu în ziua respectivă. Da? De exemplu, dacă tu ai un salariu fix de 3.000 de lei pe lună, asta înseamnă 100 de lei pe zi, da? Asta înseamnă 10 lei, 10%. 10%, 10 lei, pune-i deoparte în acea cutie. Și când îi pui deoparte în acea cutie, da? Fă o mică rugăciune a ta proprie și personală și citește Psalmul 96 și roagă-te pentru mulțirea banilor. Și o să vezi că nu se mulțesc neapărat de azi pe mâine. Dar ideea este că în timp, și încep să simți asta cam în 3 săptămâni, da? 21 de zile, banii respectivi încep să se mulțească și încep să se mulțească vizibil și poate îți crește salariul, poate mai trage un los câștigător, poate vine o moștenire, poate. Da? Deci există metode oculte, că până la urmă de aia ne ocupăm. Că nu vine la mine lumea să învăț politică, că nu mă pricep. Eu mă pricep la astea ale mele. Da? Deci e foarte simplu. Pune 10% din cât câștigi tu teoretic pe ziua aia, împarte-ți salariul, veniturile la cât? La 30, ia 10% din suma zilnică, pune-o într-o cutiuță sau în bancă, citește psalmul ăla și la revedere. Da? Și roagă-te pentru mulțirea banilor. Asta e un sfat pe care eu pot să-l dau. Din punct de vedere politic, trecând mai departe, habar n-am, nu-s la curent nici cu ce zice prim-ministru, nici cu ce zice președintele, nu că ar zice prea multe, dar ideea este că... Din punctul lor de vedere, suntem pe val, suntem, cum să spun, economia duduie, dacă nu știai, mai repuțe și plesnește. Sistemele când sunt goale duduie, să știi că baci presiune pe ele și să crapă. Este ok. Da, totul e absolut perfect. Noi suntem cârcotași. Sigur că da. Dar lucrurile sunt perfecte. Pe mine poți să mă acuz de lumea de orice, dar cârcotit nu fac. Da? Eu la mine e simplu, sunt om zen, sunt budist în pana mea până la urmă. Da? Și sunt o calmitate extraordinară până mă enervez. Și când mă enervez, ăla nu vrea să fie în calea mea sau să mă enerveze, că nu mai avem ce discuta. Dar nu, asta nu, nici nu merită să te enervezi pe partea de politică și pe asta. De ce? Pentru că în primul și în primul rând, din păcate, trebuie să repet predicția pe care ți-am făcut-o sau am făcut-o ultima oară când ne-am văzut la emisiune și care, din păcate, a fost reală. Aș fi vrut și am zis și atunci să dea Dumnezeu să greșesc și să n-am dreptate. Mai ai ții minte când am zis, stai liniștită că o să se schimbe și ministrul ăsta al sănătății încă o dată cel puțin și tu ai zis, e, na, păi abia l-au schimbat și eu ți-am zis, stai liniștită că se schimbă și la finanțe și la aia și să ceartă între ei și să schimbă șefii de partide. Unde s-a ajuns? A zburat și aia, acum să ceartă între ei și așa mai departe. Și țin minte un lucru, mi-ai spus niciodată să nu spui, nu se poate mai rău. Da. Da? Ei, bine, în continuare aceste disensiuni între ei continuă și nu numai că continuă, vor fi la un nivel mai amplificat. Nu știu de ce, nu le cunosc interesele și nu mă interesează, dar din păcate, repet, din punct de vedere energetic, șefii țării, căpetenile țării sunt cei care coordonează demersul karmic al țării. Și atunci toate astea ne influențează pe noi. În mod normal, orice căpetenie a țării, și vorbesc aici nu doar de președinte, ci și de, mă rog, miniștri și cine mai conduce țara, primar, etc., să fie credincioși, să fie, nu le cere nimeni să fie paranormali, știi? Măi, dar știi, eu cunosc doi președinți de țări și nu-i vorba de România. Îi cunosc bine. Și știu că, așa au învățat, în fiecare zi și încep ziua cu o rugăciune prin care spun, Doamne, dă-mi puterea să iau cele mai bune decizii și să spun cele mai bune cuvinte, așa încât poporul meu să fie mai bine. Deci se roagă pentru popor, nu se roagă pentru ei, pentru că i-am explicat unuia și i-am zis, dacă tu te rogi pentru popor, tu fii în căpetenie, automat nu te îmbolnăvește Dumnezeu cu nimic. Pentru că tu vei fi bine, ca poporul tău să fie bine. Și eu mă întreb, că nu cunosc în România, oare ai noștri își încep ziua cu... Știi, jurământul ăla e foarte frumos când te face ministru, nu știu, te-ai uitat vreodată cum jură cu mâna pe Biblie. În ultima perioadă nu prea s-a mai jurat așa. Habana, nu a mai jurat așa, n-au acceptat. Textul ăla, să știi că e parțial de problema lui Cuza. Știi? Și e un text foarte frumos de jurământ. Nu e un jurământ de legare, deși e o legare.
Pentru, dacă este un jurământ la medici, de exemplu, ai obligația să faci acest jurământ. N-ar trebui și la politicieni la fel? Păi cel teoretic, care a jurat de... să nu primească funcția. Te pune. Dar ideea este așa. Jurămintele pe pământ rar sunt îndeplinite. Dar lumea nu înțelege un lucru. Și îți dau un exemplu ca să înțelegi. Când sunt puștii aia adolescenți să duc în parc pe bancă să o pupe și să-i pună mâna pe un crac, că n-au unde la școală, știi? Și ei au senzația că trăiesc iubire în toată infatuarea absolut adorabilă. Și scrijelesc un copac. Gel plus zambilica, love forever. Pe un copac care e viu. Deci ai scrijelit materie vie. Adică ai făcut un sacrificiu. Da? Păi tu când ai făcut un sacrificiu și ai scris pe pomul ăla Gigel plus Zambilica egal love forever, te-ai legat tu Gigel de Zambilica forever. Și asta înseamnă că între voi vă există o legătură și după ce voi vă despărțiți, nu o să vă găsiți niciunul ceva ca lumea, că încă e legătura, până să taie, da? E legătură prin jurământ. Aceeași legătură apare la jurământul de castitate al călugărilor, la jurămintele călugărești, la jurămintele din curțile de justiție și la jurămintele politicienilor. Asta nu înțeleg ei. Că odată ce au pus mâna pe acea carte sfântă numită Biblie, indiferent că ei cred sau nu în Biblie, în Dumnezeu, în whatever, și au jurat, nu știu cum zic ei, jur să-mi ascult, nu știu ce, și să servesc patria. Și nu se țin de jurământ, vor plăti. Vor plăti. Și asta ți-o garantez. Poate nu acum, poate nu peste 3 luni, poate chiar nu în viața asta. Dar vor plăti neîndeplinirea jurământului. Și zic ei în jurământ să pun pe primul loc bunăstarea poporului și a țării mele. Păi câți crezi că sunt așa? Și repet, vor plăti. Deci au și ei lecții, indiferent că ești cerșetor sau ești președinte, ai lecții și ai plăți. De asta, la nivel de suflet, la nivel noesic, nu există niciun fel de diferență cantitativă între sufletele oamenilor. Calitativ, vechimea, vârsta astrală ne oferă diferențe. Eu nu aș pune președinți și miniștri cu vârsta astrală mici. Pentru că ăștia nu au vechimea, nu au cum să zic eu, know-how spiritual, intuiția, ghidajul angelic necesar ca să-i facă țara să fie bună. Aș pune numai conducători cu vârste astrale foarte mari, astfel încât ei cu siguranță să fie ghidați de niște entități extraordinare. Noi nu avem această baftă în acest moment. Da? Toată lumea vine și laudă opoziția. Păi ok, întotdeauna când e cineva la putere, opoziția, cineva o laudă. Dar faptul că vine una și începe să urle pe la TV și face ca toate cele în 15 direcții și o răcăie pe acolo, aia nu înseamnă nici opoziție și nici patriotism. Noi nu mai avem ce lăuda, că nu prea mai avem opoziție. Păi hai să spun ceva. Când urli și trebuie să te duci să îți fluturi funcția ca să obții ceva, asta nu este compasiune. Munca fără compasiune, iubire, credință, este o muncă care nu e în favoarea țării. Nu dau nume. Vorbim despre o persoană, nici măcar sexul nu îl zic, așa, care spune, domne, fac parte dintr-un partid care promovează credința și iubirea și nu știu ce, să ce și urlă și înjură și face. Dacă aș vedea-o, i-aș spune, dragă doamnă, ca să nu-i dau sexul, dumneata urlând așa, crezi că e multă iubire divină acolo? Nu se întâmplă nimic. Până când nu o să avem conducători cu iubire, nu o să avem o situație mai bună. Și revenind la predicții, politic, în jos pentru aceasta. Ca să facem ca la emisiunea aia acum. Da, bravo, ai stil, așa. Exact. Bravo, n-ai stil. Bravo, n-ai stil. N-ai stil. Da? Ei. Bun. Trecând mai departe. Măcar o perioadă să avem. Da, o să din punct de vedere al sănătății. Așa. Asta ne interesează. În această perioadă, sistemul de sănătate ar trebui, și tot ce înseamnă sanitarul românesc, nu? Ar trebui să fie învățat din multe greșeli ale ultimilor 2 ani, nu? Din multe minusuri, din multe neajunsuri. Și având acest respiro, nu? Pe care l-am avut cu toții. Dacă până și eu am avut vacanță, ea sigur aveau timp să facă deci ceva. A avut și
Am avut acest respiro în care din greșelile trecute se putea învăța. Întâmplător sunt prieten cu vreo 5 directori de spitale din București. Prieten bun. Și au învățat? Și vorbesc cu ei foarte direct. Și au învățat altă limbă străină. Nu știu ce au învățat, dar n-au învățat din aceste greșeli. Și din această cauză, ceea ce va urma în România, e ca pe vremea aia când se spunea, ne-a luat prin surprindere, știi? O să ia din nou prin surprindere. Bine, sistemul... nu că nu ne-ar lua absolut totul prin surprindere pe noi. Sistemul s-a permanent surprins de câte ceva. Da, din păcate tot în jos, pentru că vor exista tot felul de probleme și aș îndrăzni să zic și să dea bunul Dumnezeu să nu am dreptate și să greșesc total această predicție. Problemele care vor apărea în zona de iarnă și vorbesc noiembrie-ianuarie, ca perioade, vor fi mai mari decât problemele pe care le-am avut în ultimii 2 ani. Ce spital care a luat foc, ce aia, o să vedeți. Sau sper să nu vedeți, da? Ce se va întâmpla. Vor fi catastrofe spitalicești în toată țara și nu vorbesc de situația actuală, vorbesc de orice problemă medicală, inclusiv vorbesc de o criză a pastilelor care e posibil să apară, în special în zona oncologică, unde oamenii depind ca de aer pentru fiecare clipă de viață de anumite substanțe pe care trebuie să le ia, ca altă speranță nu mai au, dar să sperăm că nu am dreptate. Da? Deci nici aici nu am săgeată în sus. Însă, hai să dăm și un capitol cu săgeată în sus, că așa este frumos. Da? Până la urmă, știi cum e, toate chestiile astea țin de latura pământească. Dar cine-i sufletul țării? Sufletul țării sunt românii, nu? Sunt oamenii, populația țării. Populația țării începe cumva să se transforme, începe cumva să treacă printr-un ciclu de transformare deosebit de interesant și începe să conștientizeze că au anumite drepturi, anumite libertăți, au anumite independență, independență care poate până acum nu și-au manifestat-o sau credeau că și-o manifestă, știu eu, prin alegerea democratică și prin toate cele prin care au trecut. Oamenii ca și psihologie în România vor fi mult mai relaxați, mult mai detașați și mult mai inteligenți. Dacă a existat un comportament de tip cireadă, și să mă iertați pentru termen, dar știi foarte bine că așa este, iată că membrii cirezii se trezesc unul câte unul la realitate și încep să se pună pe primul loc și încep să-și respecte propria ființă. Pentru că noi avem 5 valori fundamentale pe care românul a uitat. Respectul de sine, iubirea de sine, acceptarea de sine, iertarea de sine și în primul rând stima de sine. Deci astea 5 valori sunt ceea ce te face pe tine să fii un om integru cu o minte sănătoasă. Da? Românul a uitat să se iubească, a uitat să se accepte, a uitat să se stimeze, a uitat să se respecte, a uitat să se ierte și să ierte. Acum începe să-și aducă aminte. Din punct de vedere al stării sociale, al stării psihologice a populației, am săgeată în sus. Asta înseamnă că în această perioadă de toamnă-iarnă, inclusiv până undeva spre februarie 2022, din ce în ce și tot mai mult, oamenii țării ăsteia vor începe să fie mai bine. Și ăsta l-am prezis chiar dacă vreo 2 luni și ținând legătura cu un mare profesor universitar de psihiatrie, am văzut inclusiv că mi s-a confirmat numărul cazurilor de depresie care s-au prezentat în ultimele 3 luni la camera de gardă a spitalului de psihiatrie, a scăzut. Ei așteptau să crească, a scăzut. De ce? Pentru că energia e de așa natură încât psihicul este mult mai protejat. Ceea ce este foarte bine. Da? E, dacă mai și practici un picuț de rugăciune, de spiritualitate, de ce știi sau ce îți place ție pe tema asta care se numește, să zicem, în mare dezvoltare personală, atunci cu siguranță o să le fie și mai bine. Deci social măcar lucrurile sunt bune. Legat de că toată lumea o să mă întrebe cataclisme, cu tremure, nu știu ce. Nu știu să prezic cu tremure și dacă aș ști n-aș face-o. Da? Nu știu dacă o să fie. Părerea mea, dacă e să zic așa printre rânduri, este că nu o să fie în această toamnă-iarnă niciun fel de cataclism major în România.
A, că vom vorbi de inundațiile alea, păi ce ai predicție? Aia e o chestie care se repetă an de an în fiecare toamnă și nu pentru că prezic eu sau tu sau știu eu cine, ci pentru că din nou cineva doarme și nu s-au luat măsuri în anumite zone ale țării unde se puteau întări anumite, mă rog, se îndigui, întări zone ca să nu mai se producă inundații. Nu s-a făcut nimic, o să avem din nou inundații. Dar în afară de aceste inundații, în afară de surpriza primarilor că va ninge, oare de ce, iarna, și că probabil drumurile o să rămână un pic blocate temporar, lucrurile vor fi bune. Nu văd cutremure, nu văd extraterestri venind pe aici, nu văd uragane, tornade și nimic altceva. Lucru care nu pot să-l zic despre străinătate. Unde în străinătate, cel puțin în zona de noiembrie, sau dinspre străinătate, vom auzi, din păcate, vești despre cataclisme naturale foarte mari și urâte și vom auzi vești despre modificări climatice extreme. Dar aici, din nou, nu e specialitatea mea, îl avem pe prietenul și colegul nostru, generalul Străinu, care știe mult mai bine și pe el trebuie să-l întreb ce și cum și de ce, nu pe mine. Dar, din păcate, o să fie. Da. Înțeleg totuși că o să avem o iarnă grea, pentru că, așa spun meteorologii, atunci când iarnă, vara iese din tipare și iarnă iese din tipare. Chinezește vorbind, dacă ar fi să-mi îți spun așa, o multă concluzie legată de povestea asta din analize, care nu mi-aparțin mie, dar aparțin unui om mult mai deștept ca mine, iarna nu va fi neapărat grea prin faptul că va fi, știu eu, moscovită sau cumva, ci va fi grea pentru că vor exista foarte multe variabilități mari, în sensul că vor exista săptămâni cu minus grade, după care vor veni săptămâni cu plus 10, 12, 15 grade, după care iarăși săptămâni cu minus grade și așa mai departe. Sau astăzi soare, mâine îngheață, poi mâine soare, răspoi mâine frig. Va fi greu să te adaptăm noi organismele la... Exact, această variabilitate extraordinară apare întotdeauna la sfârșit de an de bivol. Dacă analizezi din 12 în 12 ani când se termină anul de bivol, o să vezi că întotdeauna iernile sunt cu variabilități extraordinar de mari. Problema cu variabilitățile, ele nu fac neapărat fizic iarna grea, dar adaptabilitatea, lipsa unor oameni poate să-i afecteze din punct de vedere al sănătății. Vorbim aici de niște situații care sunt destul de speciale și atunci recomand cu toată iubirea oamenilor să lucreze la adaptarea lor. Și o metodă simplă, extrem de simplă, pe care poate să o folosească întotdeauna iarna, este să absorbă în fiecare zi energia soarelui și a lunii. Soarele și luna sunt un simbol universal, că n-apar doar în hermetismul meu, apar și în magie, apar și în astrologie, apar și la chinezi, pe peste tot. Pentru energia yin, luna, și energia yang, soarele, plusul și minusul, lumina mare și lumina mică, da? Cum zice și în Biblie, luminătorul mare și luminătorul mic, luminătorul de zi și luminătorul de seară. E, soarele și luna sunt energii complementare, dar care una fără alta ca și energie nu poate să existe. Ce e dezechilibru? Dezechilibru și inadaptabilitatea, inclusiv la vremea de iarnă, înseamnă un dezechilibru între yin și yang interior. Ce trebuie să faci? Foarte simplu. Dimineața când te trezești, imaginează-ți că absorbe energia soarelui prin creștetul capului și energia asta îți umple, se duce de-a lungul coloanei vertebrale. O vezi ca pe o lumină aurie strălucitoare care îți umple tot corpul ca și cum o stai golpă dinăuntru. Dă în vârful degetului de la picior până în vârful ultimului fir de păr de pe cap. Seara, înainte să te culci, chit că nu vezi, chit că e nora, nu se vede luna, nu trebuie să o vezi fizic. Ea este. Ea este acolo, te conectezi la ea mental. Seara, îți imaginezi că absorbi energia lunii, tot prin creștetul capului, dar asta ca pe energia argintie. Și intră energia asta și te umple ca și cum ești golpă dinăuntru, ca pe un vas, în vârful degetului de la picioare până în vârful firelor de păr de pe cap. Aici aș permite să fac o completare. Eu primesc în fiecare zi măsurătorile și am acea hartă. Atât de mult a crescut magnetismul. Iar cei care fac aceste exerciții, printre care mă număr și eu, să știi că și eu fac aceste exerciții, simt de la o zi la alta, practic, valuri de energie. Deci energia șuman pe care o postez în fiecare zi pe pagină.
Un exercițiu bun și știi de ce? Pentru că cine îl face măcar 3 săptămâni, deși aș prefera să-l facă toată iarna, în primul rând își creează o rezistență energetică și spirituală de invidiat. Și asta înseamnă nu numai că el e protejat și mai adaptabil la variațiile de vreme, dar și la variațiile energetice. Pentru că trăim într-o lume a variabilităților. Trăiește, vorba lui Darwin, Dumnezeu să-l reîncarneze bine, trăiește el mai adaptat. Și dacă reușești să fii mai adaptat, trăiești mai mult, trăiești mai bine și te reîncarnezi și mai bine. În conexiunea asta o să vad, o să simtă valurile de energie. Energia anul trecut era cu totul altfel decât anul ăsta. Cu siguranță și în fiecare an o să fie diferit. Pentru că se întâmplă mereu schimbare. Ceea ce nu înțelegem noi, există o noțiune de care, mă rog, nu prea se vorbește la TV, că astea sunt mai secrete, așa, există ceea ce se cheamă polischimbări. Pe fiecare planetă populată, hai să zicem, pe Pământ, există niște poli ai schimbării. Polii ăștia sunt de trei feluri. Poli umani, poli geografici, poli geofizici și energetici. Polii umani sunt oameni care au rol activ în schimbările energetice ale planetei. Există astfel de oameni. Da? Geografici înseamnă zone care au un rol energetic activ în schimbarea și variabilitatea energiei Pământului. Și geopsihofizici sunt poli energetici, invizibili omului de rând, ochiului uman, și care există din diverse origini și au rol în această întreagă procedură de adaptare și variabilitate. Omul de rând care nu se interesează, nu se uită la noi, nu așa, nu știe ce e aia. Și el simte, bă, parcă ziua trece cam repede, parcă, ia uite, domne, parcă ieri aveam 20 de ani, știi, au astfel de observații. Da? Ia uite, domne, parcă a și trecut vara, păi parcă ieri a început vara. Stai un pic, când a trecut, știi? Și asta e modul de percepție comun. Următorul nivel este să simți efectiv energia, care vine exact ca o undă, cum ai zis tu, ca un val. Este o undă energetică care are o frecvență, are o amplitudine, are o lungime de undă pe care omul sensibil îl simte. Exercițiul cu soarele și luna te ajută nu numai să simți, te ajută în primul rând să te adaptezi. Da? Deci asta e important. Pentru că, legat de sănătate, în această iarnă avem nevoie de adaptabilitate, avem nevoie de putere energetică. Și ce să vă zic, nu-i felia mea, mâncați bine, beți sănătos, nu fumați, bla bla. Hai să fim serioși, asta le știe toată lumea și la televizor lumea le pune de umplutură că e fiță frumoasă. Ce e important este să practicați ceea ce contează. Și dincolo de acest exercițiu să țineți minte că până la urmă mă adresez unui public predominant creștin, fiind într-o țară creștin-ortodoxă, din multiplele, mă rog, metodologii canonice ortodoxe, una din ele pentru sănătate, mie mi se pare absolut extraordinară și puțină lume o aplică. Se numește citelniță, da? Să citești anumite tipuri de rugăciuni sau anumite tipuri de acatiste. De exemplu, acatistul bunei vestiri, care în bază nu e special pentru sănătate, el e îndeplinitor de dorințe sufletești. Îl citești 12 zile la rând sau 44 de zile la rând, dacă ești cu adevărat șmecher, cu o anumită intenție și să vezi ce se întâmplă. Faceți chestia asta înainte de fiecare perioadă mai dură, de exemplu acum înainte de an. Ia-ți 12 zile în fiecare zi, rupeți 20 de minute din viață și citește acatistul bunei vestiri. Cu intenția să fii bine, să fii sănătos, tu cu familia ta, adaptabil, prosperi, fericiți, zâmbăreți, iubiți cu sex de calitate, cu ce vreți. Și să vedeți ce se întâmplă. Să țin minte întotdeauna. 8 zile de la sfârșitul fiecărui anotimp și 8 zile de la începutul fiecărui anotimp sunt zone, aceste 16 zile, care îți dă 4 ori pe an. Da? Deci 16 și cu 16 face 32. 32 și cu 2 face 64. În metafizica chineză se cheamă hexagrame. Da? Avem 64 de hexagrame în I Ching. Puțină lume știe că hexagramele astea, dincolo de datul în hexagrame, mă rog, ele au o funcție mult mai spirituală, inclusiv oglindirea lor în zile.
ultimele 8 zile ale unui anotimp, primele 8 zile ale următorului anotimp sunt hexagrame. Și sunt perioade în care noi suntem extrem de receptivi și extrem de vulnerabili. De asta o răceală, un om care răcește în mijlocul unui anotimp, îi va trece răceala mult mai repede. Ai răcit vreodată la început de vară? Ai avut vreodată sau la sfârșitul iernii, nu în mijlocul ei? Băi, să fie, să vezi răceala aia de început de vară sau în sfârșit de iarnă, sau, mă, te ține, e din aia care se tărăgânează. În schimb, dacă răcești în mijlocul iernii, 3 zile, asta e suflet, nasul trece. Da? De ce? Pentru că în acele 16 zile de trecere, să zicem așa, suntem extrem de vulnerabili. Da? Și atunci oamenii, toți telespectatorii, și chiar îi rog să intre pe internet și să caute datele exacte de trecere în anotimpuri, de obicei solstiții, echinocții, sau pe site-ul Institutului Român de Astronomie, care există pe net și îl puteți găsi, scrie foarte clar pentru România, că de-aia vă trimit acolo, care sunt exact datele și orele de trecere între anotimpuri, în fiecare an, că variază. Și calculezi 8 zile înainte de data aia, 8 zile după data aia. Bă, și în alea 16 zile nu te opera, în alea 16 zile, dacă ești bolnav, nu te duce în frig, nu te urca pe munte, nu face activități periculoase, dacă ești amețit, obosit, nu conduce, nu, înțelegi? Deci în astea 16 zile, da. Și ăsta e un sfat foarte important pe care sper ca dragii și minunați noștri telespectatori să-l asculte. Că nu e greu să calculezi. E de-a dreptul banal să calculezi aceste date. Da? Deci asta apropo de iarnă și adaptabilitate. Sigur, am putea să mergem și să vedem și turismul și aia și aia ce se întâmplă, dar nu ne interesează. Aș vrea să insist un pic asupra unui alt capitol. Scurt. Vorbeai de bani, de unde să pună românul bani deoparte. Trebuie să înțelegi că noțiunea de prosperitate într-o țară care trece prin niște nămoale politice depinde foarte, foarte mult nu numai de global, ci depinde și de atitudinea personală față de bani. Oamenii au anumite atitudini diferite de la om la om față de bani. Oamenii care sunt zgârciți, oamenii care sunt foarte cheltuitori și nechipzuiți, oamenii care sunt extrem de calculați, oamenii care habar n-au câți bani au și cât au cheltuit și cât costă ce au cumpărat. Unii se uită la prețuri și analizează și se duc și cumpără de unde e mai ieftin, alții se duc și cumpără de unde e mai bun, nu neapărat mai ieftin. Există categorii și categorii și categorii. Ce stă la baza categoriilor ăstora? Atitudinea față de bani. Atitudinea față de bani înseamnă de multe ori frica de a nu rămâne sărac. Orice om cu frică de a nu rămâne sărac nu va fi prosper niciodată. Punct. N-ai cum să aduci o energie a prosperității peste energia fricii. E ca și cum încerci să plantezi o floare într-un pământ uscat și vechi. N-ai cum. Ca să ai bani și prosperitate, și vorbesc în special în perioada asta, pentru că e necesar asta, scăpați de frica de sărăcie. Sigur că puteți, analog metodei de v-am dat-o acum vreo oră, cu să pui deoparte 10 lei, din, 10 lei, doamne, 10% din cât câștigi zilnic, poți să faci și scrii și la Biblie, nu? Zeciuia la sufletului. 10% din cât câștigi pe zi, donează. Da? Nu înseamnă să dai la cerșa. Cumpără de ei portocale, du-le la o casă de copii. De exemplu. Da? Sau învață să scapi de lucrurile vechi. Când scapi de lucrurile vechi, te lași loc pentru nou. Nu știu dacă am voie să zic asta, dar o să zic dacă nu mă tai la montaj, că o cunoaștem cu toții, pe Corina Chiriac. Da? Corina Chiriac, chiar astăzi am văzut, a ordonat în casa ei lucruri și îți dai seama, fiind o artistă cu asemenea vechime, născută în 49 din câte știu, a acumulat multe. Premii, trofee, cadouri, toată lumea îi dădea Corinei, nu chestii drăguțe, și eu i-am dat la un moment dat, nu știu ce. Ei, și și-a adunat toate lucrurile din copilărie și le-a donat. Da? A zis, domnule, le arunc. Și le-a donat, a făcut curat. Ce a făcut Corina Chiriac? A făcut loc pentru nou. Pentru că ea intră într-un ciclu nou energetic și a făcut loc pentru ceva nou în viața ei. Ok? Ei, asta putem să facem noi zilnic.
10%. Cumpără o merdenea, dă-o. Cumpără o portocală, dă-o. Cât câștigi? Câștigi 6.000 de lei pe lună, 20 de lei pe zi. Dacă nu, tu îți dai fix 20 de lei. Ia ceva și dă. În vechime nu exista asta cu cerșetorul, cu nu știu ce să dai. În vechime se gătea o turtă și o lăsai în intersecții sau la un mormânt sau împărțeai. Da? Faceți chestia asta și o să vedeți. Nu uitați niciodată ce zicea Steinhardt, că nu era prost. Dăruind vei dobândi. Punct. Vrei să dobândești fără să dăruiești? Nu se poate. Îmi pare rău. Și din păcate atitudinea asta de zgârcenie și de frică față de sărăcie va crește la români în următoarea perioadă. Și nu degeaba, adică pe bună dreptate, având în vedere scumpirile, având în vedere puterea de cumpărare a leului care se duce papa sâmbete, având în vedere toate cele pe care le-am zis, omul începe să sperie. Ideea e și cu pusul banilor deoparte, la ce v-am spus. Nu-i puneți de frică. Puneți-i pentru că e bine să aveți o stare de siguranță. Când pui bani deoparte, intenția trebuie să fie acești bani să înmulțesc și mi oferă siguranță crescătoare zi după zi. Nu pun bani deoparte să nu rămânem fără. Păi ce intenție aia? Intenția trebuie să fie pozitivă. De fiecare dată când primești niște bani, bine ați venit înapoi. Sau vă așteptam. Da? Când dai niște bani, spune, vă aștept înapoi în mit. Da? Sunt trucuri. Da, uite, asta n-am știut. Sunt trucuri. Mental spui. Sunt trucuri ale minții. Nu uita, universul este mental. Și asta nu o zice doar Hermes Trismegistus, o zic și chinezii, o zic și babilonienii, și asirienii, și egiptenii, și hermetici, și grecii, și stoicii, și toți. Păi n-ai, mă, dacă, nu știu, 3,8 sferturi din glob zice că universul e mental în tradițiile vechi, o fi, nu? Zic și eu. Și atunci dacă tu te obișnuiești, de exemplu, să ai o atitudine de, cum să spun eu, de prosperitate, nu vei duce niciodată lipsă de bani. Da? Am un prieten foarte bun, de exemplu, care mă face să albesc, nu știu ce dracu să mai albesc, că nu mai am unde, dar mă face să albesc la fiecare conversație. Dacă se întâmplă să ies undeva împreună cu el și grupul și eu sunt din ala, dacă văd ceva, îmi cumpăr imediat. Mamă, și începe, dar cum, dar ăsta costă cu 30 de lei mai ieftin dacă te duci în mall-ul nu știu care, la magazinul nu știu care. De îndată ce începi tura asta, stai un pic, îmi place de nu mai pot, dar acolo e cu 30 de lei mai ieftin, dar stai să mă duc așa, dar stai să nu, dar nu vreau, dar nu știu ce, deja începi să dai crăpături cu o daltă spirituală în prosperitatea ta. Îți place ceva, ai bani să iei și dând bani nu rămâi fără? Cumpără-ți. Bun. Știu că mulți o să mă acuze, I don't care. Este adevăr spiritual. Dacă începi, vai ce îmi place, dar nu că hârcă, stai că nu știu ce, că la la la, în primul rând pierzi suflet, pierzi energie noiesică pe care îl lași acolo. Da. Și doi la mână, dai crăpături în propria ta prosperitate. Atitudinea ta trebuie să fie magnetică. Imaginați-vă, și ăsta e un exercițiu fantastic de bun pe care l-am mai dat pe vremea când mă lăsa Olga să am emisiune, domne, la 6TV, acum nu mai lasă, nu știu. Da? Și am spus, domnule, învățați să fiți magneți. Noi suntem făcuți să fim magneți. Gândește-te, moleculele din sângele nostru sunt de tip dipol. Cristalele din urechile noastre sunt de tip dipol. Cristalele din ochii noștri, da? Sunt de tip dipol, adică plus minus. Putem să fim magneți. Ce putem atrage? Ce vrem sau ce nu vrem? Cine orientează dipolul ăla? Poate să fie așa cu plusul spre tine sau cu minusul spre tine. Cine? Gândurile noastre. Gândurile noastre. Dacă gândurile noastre sunt bune, orientăm totul spre bine. Cum ar fi oare, draga mea, dacă eu aș zice așa, oi, mâine, de la ora 8 seara până la ora 8 și 2 minute, toată populația României, în acele 2 minute, să spună o rugăciune pentru bunăstarea țării. Hai să spun eu ce ar fi. S-ar rezolva mai repede probleme pe care le avem de ani de zile decât s-au putut rezolva vreodată. Și întrebarea mea e așa. Câți ar face acest lucru? Chit că e vorba doar de 2 minute. Știi? Câți? Să mă ierți că faci parte din presă, dar știi că uneori presa
mai face și alte chestii. Avem un coleg numerolog foarte cunoscut și faimos, pe care îl cunoști bine. Și a avut un demers din ăsta în perioada acestui an să facă un curs orientativ gratuit de numerologie pentru cadre didactice, să-i ajute ca să știi povestea. Să-i ajute să analizeze mai bine destinul oamenilor. Mămică, deci a fost porcit colegul ăsta al nostru în ziare și în presă, în ultimul hal, deși e un om de o mare expertiză, creat în Moscova, adică nu e de aici. E un om de o calitate spirituală mare de tot. Da? Și a încercat și el să facă ceva, că a zis, bă, hai să ajut cumva, știi, hai să fac și eu un cursuleț ăsta, că măcar dacă le lua bani puteai să-l porcești, să zici, bă, le-a luat bani, nu știu ce. Dar nu a luat niciun ban, știi? L-au porcit, dar nu-i mai arde, cred, săracul, nu mai țină nimic pentru țară. Păi și dacă aș veni eu să zic, hai să ne rugăm cu toți de la ora 8, la 8 și 2 minute, îți va apar eu. Am avut odată o tentativă de asta și m-a apărut în ziar cu fanatismul care nu știu ce. Păi tu n-ai bine de treaba ta timp cât invit oamenii la o simplă rugăciune, pentru că știu și pot demonstra puterea rugăciunii de grup, să vii să mă acuz de fanatism. Chill, man. Asta se pot face și se fac la nivel de grupuri mici, de se grup fac. Mic, o să de altă parte, atunci, știi, când s-a organizat, nu știu, undeva în lume, în Europa, s-a făcut acum 2 ani în aprilie o rugăciune de asta colectivă. Chiar mai devreme vorbeam cu cineva, atunci când te alături unui grup al cărui inițiator tu nu-l cunoști. Tu nu știi unde se duce energia ta. Logic. Deci ea poate fi manipulată clar către orice. Știu, dar ideea e așa, odată grupul mic e zero. Când vorbim de rugăciune pentru o patrie, grupul mic, bine, hai să nu zic zero, că o să fiu acuzat. E 0,1. Ce ai propus tu pentru noi, de unde noi știam foarte bine de unde pleacă, cine este inițiator și așa mai departe și ce se dorește, era perfect. Și ar fi extraordinar ca oamenii să se alăture. Hai să spun o poveste care, din păcate, este adevărată. Da? Din păcate este adevărat. Și o să spun doar una din multe povești. În această perioadă din ultimul an, jumate, 2 ani, repet, am încercat să vin cumva în sprijinul oamenilor în diverse moduri. Unul din moduri, apropo de asta, a fost ca în fiecare seară de la 8 la 8 și un sfert, fiecare cu ce știe el, că e o rugăciune, că e un gând pozitiv, că e o imagine pozitivă, să trimită lumină țării și tuturor oamenilor care au nevoie de sănătate și de putere din această țară. Da? Orice paranormal adevărat poate să verifice că interesele mele în această chestie au fost zero și beneficitatea 100. Mulți au fost de acord și au făcut asta. Și mai mulți însă m-au făcut cu ou și cu oțet. Cine vreau să mă bag? Ce e cu manipularea asta? Ce vreau să testez dacă oamenii zoi și mă ascultă pe mine? Etc. Până când, la un moment dat, am zis, ok, fiți sănătoși. Da? Oamenii la un moment dat renunță, știi? Nu poți să te ții de... E ca ăla care strigă lupul. Știi? Nu poți să faci chestiile astea. Și atunci lumea se întreabă de ce România nu mai e sprijinită. Să mă ierte telespectatorii, dar s-au obișnuit mulți dintre români atât de mult cu teoriile conspirative și cu frica asta că ceva e în neregulă, încât și dacă apare unul care are o intenție bună și vrea să ajute, e văzut ca bau-bau. Și atunci ăla se retrage. Și după aceea se retrage... Îți pot da 23 de exemple de colegi de-ai mei din domeniul ocultismului românesc, că și eu fiind de 25 de ani în domeniu, cam îi știu pe toți, că na, asta e viața. Și vorbesc de exemple din generația mea, adică și câțiva noi, care au încercat în mod activ și pe unii am avut invitați și în emisiune când veneam periodic în studio și au încercat în mod activ să ajute și au fost întâmpinați cu huiduieli, cu paranoisme și cu teorii conspirative până când au zis du-te frate și lasă-mă în pace că nu mai fac nimic. Și atunci eu cer, că așa vreau să ajung cu o introducere așa lungă,
la ideea de psihologie pe perioada asta. Oamenii, așa cum ți-am spus, social vor fi mai bine, economic, ei înșiși vor fi mai liniștiți, dar psihologic... Eu te invit cu mare dragoste, dacă vrei, în această comunitate a emisiunii Puterile Secrete, în care oamenii clar gândesc la fel, în care s-au adunat oameni fără niciun fel de interes material, ci pur și simplu din dorința de a fi împreună, de a schimba niște idei împreună, de a se ajuta, și unde și-au făcut loc și rugăciunile lui Drago și nimeni nu-l înjură. În câteva luni s-au adunat o groază de oameni alături de el. Sunt oameni care simt la fel. Dar, din nou, cinic vorbind, este minunat ce se întâmplă, dar când vorbim de o țară întreagă, un grup mic e insuficient. Trebuie un grup cât mai mare. Și aici e, bineînțeles, misiunea ta să mărești... Un grup pleci la un grup mic, ne adresăm, sunt 100, peste 120 de mii de oameni, cei care se uită la noi în mod constant, numai pe această pagină, pe acest canal, punem și pe celelalte pentru că sunt încă active. Adică, încet, încet. Știi care este, din punct de vedere al numerologiei chineze, procentul de populație dintr-o țară de la care trebuie să lucreze simultan ca să apară efectul? E un număr atât de frumos, a murit și Chopin la vârsta aia. 33%. În 33% din populația unei țări face ceva simultan, țara se schimbă. Când 33% din angajații unei firme fac ceva simultan, firma se schimbă. Are un miros ca după ploaie. Ei, mie îmi place foarte mult, am sentimentul că natura e curățată, că inhalezi un aer cât se poate de curat, de ozonificat, da? Și în condițiile în care ai această percepție în propriul birou, îți creează acea zonă de confort, să o numim așa. E un aparat care eu l-aș mai cumpăra o dată. Eu am mers pe politica pașilor mărunți. Știu că este greu, dar cu asta nu dai greș. Nu e greu, este cumulativ, ceea ce e foarte bine, da? Și este de lăudat. Bun. Și acum, când tot ziceai tu înainte, să trec și până zodii, așa să le prezic prezicerile. De obicei mai calculez, de data asta nu m-am uitat, așa încât o să fac predicții foarte generale pentru perioada de toamnă-iarnă, pentru fiecare zodie în parte, dar axându-mă în primul rând pe sfat, pentru că suntem într-o perioadă în care ceea ce contează este ceea ce învățăm și cum creștem. Am avut timpul ăsta nu degeaba de stat în casă, în care am putut să mai citim, să mai creștem, să ne dezvoltăm cumva. În același timp ne-am dezvoltat frustrări, doruri. M-am surprins eu plecând în vacanță, zici că eram un copil fericit, știi, că am ajuns nu știu unde. Chestie care a fost foarte interesantă, nemai plecând de atâta timp. Și din pricina asta înveți la fiecare pas ce să faci. Și luând-o cu șobolanul, șobolanul are de învățat lecția umilinței, în primul și în primul rând, să învețe să accepte faptul că toți oamenii sunt ființe divine și să accepte faptul că pentru fiecare ființă e un loc în lume. Că dacă nu acceptă, suportă consecințele. Din punct de vedere al lecției primare pentru perioada de toamnă pentru șobolan, lecția este ai grijă de sănătatea ta. Risc de îngrășare, risc de tensiune arterială, risc de lene mare. Lecția care este? Mănâncă cu grijă, poate faci un pic de sport, poate ai grijă un picuț să te întreții așa încât să nu te îngrași. Iar din punct de vedere spiritual, cheia de bază pentru funcționarea șobolanului în această toamnă, cheia fundamentală, este detașarea. Vor fi tot felul de lucruri care îl pot înțepa psihic. Hai să supără că nu știu ce, ăla a țipat, ăla nu i-a dat, ăla nu i-a dat banii, tot felul de rahaturi pentru care poate chiar să sufere. Să nu le pună la suflet, să se detașeze.
Da? Atunci când înveți să te detașezi, înveți să vezi cum e să nu suferi. Asta este lecția fundamentală a șobolanului. Nu recomand să existe divorțuri și despărțiri pentru șobolan până în 1 noiembrie pe 5, până pe 5 noiembrie, pentru că ei trec printr-o perioadă de void, de vid, astfel încât dacă se despart sau divorțează acum, e riscul să pună aceeași amprentă a rupturii și despărțirii și pe viitor. Și poate nu vor asta. Da? Bivolul, că tot terminăm anul lui, dacă a respirat destul de relaxat până acum, în toamnă, marea provocare a lui e triplă. În primul rând, tendința fantastică de a cheltui. Că are, că n-are de unde, el cheltuie ce are. Da? Tinde să dea bani pe toate prostiile posibile și imposibile. Și atunci cheia și lecția principală materială pentru bivol e așa. Mereu întreabă-te, oare chiar am nevoie de chestia asta? Dacă chiar ai nevoie, n-ai încălțări și trebuie să ții, cumpărți. Dar dacă ai 50 de perechi de încălțări și vrei să-ți mai iei una, întreabă-te, oare chiar mai am nevoie? E foarte important. Deci există cheltuială. Doi la mână, există nemulțumirea. Sunt foarte alintați în această perioadă bivolii. Au nevoie, mai precis, de afecțiune, au nevoie de atenție, au nevoie de îmbrățișări și, slavă Domnului, au și de unde să le primească. Dar problema e că sunt atât de opacizați în această mică perioadă. Încă nu văd. Deci poate să fie lângă ei un partener care să le ofere iubire și toate cele și ei să zică, vai, dar nimeni nu mă iubește. Da? Să iasă din această stare, să-și dea o pălmuță așa, tâc-tâc, da? Energetică și să spună, eu și bivolul din mine sunt capabil să-mi trăiesc viața independent și să-și spună roțile în mișcare și să acționeze. Pentru că toată puterea e la el. Financiar e de bine, câștigă bani, chit că cheltuie, câștigă în perioada asta, cel puțin până în iarnă. Sănătatea este ok. Psihicul ăsta, dacă l-am echilibra, ar fi absolut extraordinar de bine. Da? Și după aia vine tigru. Care tigru, na, începe să devină important, pentru că de la anul, de 3-4 februarie, intrăm în an de tigru, nu? Și dacă intrăm în an de tigru, brusc energia lui, lemnul ăla puternic de primăvară, începe să crească. Și din pricina asta, odată cu creșterea asta timpurie, chiar a energiei lemnului, tigrul începe și el să fie energic, începe să se trezească. Asta e late bloomer, cum zic englezii, să înflorește mai târziu. Și începând cu 4 octombrie, tigrul renaște. Pur și simplu are o energie suplimentară extraordinară, pe care e bine să o dedice scopurilor cât mai nobile. E bine să ajute cât mai mulți oameni, să facă cât mai mult bine, să nu uite că vine anul lui și dacă vine anul lui, e bine să-l prindă pregătit. Mai ales dacă are în preajmă oameni în zodia porc sau mistreț, cum vrei tu să-i zici, cu care să combină, dar se pot și distruge în anumite condiții. Da? Din punct de vedere al sănătății, în afară de insomnii, și de dureri musculare, mare lucru nu pățește tigru. Problema intervine la capitolul amor. Odată cu energia asta apare și energia ispitei. Și dacă fug doar ochii, ok. Dacă mai fuge și altceva, din păcate tigrii au energia asta, dar în paralel sunt suficient de uituci și nu sunt atenți la detalii, așa încât dacă își înșeală partenerul, vor fi prinși. 100% garantez, n-au înscris. Iepurele, pentru această perioadă, intră, da, dacă tigrul se energizează, iepurele intră în hibernare. Și a consumat foarte mult din energie în perioada verii. Iepurii au fost poate cei mai petrecăreți în această perioadă și atunci vine perioada în care revin la viață. Ok, ce trebuie să fac? Să muncesc? Ce muncesc? Cum fac bani? Cum fac aia? Și în această pricină apare odată oboseală, dar apare și o stare de anxietate. Da? Iepurașii poate să fie afectați de starea asta de anxietate existențială, pe care, din păcate, numai ei poate să-și o rezolve și poate să-și o rezolve foarte simplu. Pe principiu, dacă ai fost în stare să petrești toată vara, acum poți să fii în stare să muncești toată iarna, fără niciun fel de problemă.
Doar că ei sunt destul de axați pe plăceri. Se activează două stele ale satisfacției, care se cheamă General Star și care îi face să le placă mâncarea, băutura, petrecerea, nu știu ce, și încă una care se cheamă Salty Pool, da? Care îi face să le placă sexul și tot felul de manifestări de-astea. Și atunci o să stea cu mintea la toate prostiile și ideea este și lecția principală să se centreze în așa fel încât să-și prioritizeze foarte clar ce contează. Că dacă nu se orientează spre job, spre a câștiga bani, o să piardă foarte mult. Da? Dragonașul. Dragonașul în perioada asta e bine. N-am ce să zic de rău. Evoluția este lentă, dar sigură. Sănătatea e în recuperare. Dragonașii care, dacă Doamne ferește, au fost bolnăviori sau au avut ceva, își refac sistemul imunitar, se refac ei ușor, se vindecă, psihic sunt în calm și relaxare, deci o perioadă chiar frumoasă pentru ei. Singura problemă a dragonașului, dacă aș putea din punct de vedere al sănătății, la bărbați, mare grijă la probleme de prostată, probleme de aparat genital, iar la femei, infecții urinare. În rest, mare risc nu. Problemuța intervine la capitolul relațional. La capitolul de relații este posibil ca dragonul să înceapă să aibă o mare tendință de a fi dependent, de a sări pe partener, de a-l acapara. Și dacă are ghinionul ca partenerul ăla să fie știu eu ce câine sau mai știu eu ce care să-i respingă tendințele acaparatorii, a pus-o, că apar conflicte, nu? Și atunci, ca să evite conflictele, este bine să înțeleagă că relațiile sunt făcute să reprezinte metaforic o balanță. Balanța asta aflându-se în echilibru. Atât timp cât tu sari pe omul ăla și îl vampirizezi cumva energetic prin ceea ce tu traduci fals ca iubire și te aștepți să-ți meargă bine, e bine, greșești. Da? Deci, din punctul ăsta de vedere, un management bun al emoțiilor în relații este extraordinar de bun. Este o perioadă fantastică pentru dragoni să inițieze afaceri în cazul în care doreau să facă asta, pentru că au un mare potențial de a face bani. Okay? Mergem mai departe și vorbim de șarpeleu. Șarpele în această perioadă se pregătește pentru ce urmează bine la anul. Pentru că la anul urmează să fie mai bine pentru șarpe decât a fost anul ăsta. Însă, în perioada de toamnă-iarnă, șarpele trece printr-o criză existențială care are legătură cu jobul și cariera. Deci dacă ar fi să începem direct cu problema, să spunem așa, șarpele începe să se întrebe, domnule, dar eu ce fac? Care e rolul meu? Care e rostul meu? Ar trebui să continui la jobul ăsta? Ar trebui să-mi schimb jobul? Poate e mai bine să? Poate e mai bine să? E foarte bine să nu ia decizii pripite. Și până în 17 noiembrie să nu îl pună Aglaia să-și schimbe jobul și să renunțe la servici, pentru că e cea mai proastă mișcare posibilă. După 17 mai vorbim. Dar, în principiu, dacă vrea să-și plănuiască cariera, să-și o plănuiască pe termen lung, sau mă rog, mediu sau lung, dar în niciun caz să nu ia decizii pripite pe termen scurt. Sănătatea e ok la șarpe, financiar cozi, în funcție de ce decizii ia în carieră, relațional oricum stau prost, deci nu mai contează, o să înceapă să stea bine în februarie, gândiți pozitiv pe viitor, iar ca lecție fundamentală pentru ei este să învețe să nu mai fie bârfitori, să nu mai vorbească de rău pe alții pe ascuns, să conștientizeze că la un nivel subtil, cuantic, suntem unul. Și dacă eu te vorbesc pe tine de rău, de fapt, energia aia o îndrept spre mine. Știai? Ori de câte ori bârfesc și vorbesc de rău pe unul, toată energia vine înapoi la tine. Și amplificată. Da? Asta e păcat. Și ar trebui să vadă asta pentru că, din păcate, o structură care amplifică energia negativă. Știi? Calul. Luna asta, septembrie, e foarte bună pentru el. Pentru că are capacitatea, dacă întâlnește oportunitățile, să facă foarte, foarte mulți bani. Și banii ăștia poate să iasă în special la caii care se ocupă cu afaceri, la cei care sunt oameni de afaceri și care pot să aibă idei excepționale.
pe care le pun în practică și le recomand să-și asculte intuiția și să acționeze, pentru că din 5 octombrie lucrurile nu mai merg așa bine financiar. Din punct de vedere al banilor, după 5 octombrie fie apar cheltuieli, fie apar anumite stagnări, încât lucrurile nu mai merg chiar atât de bine. După aia urmează să se redreseze, având în vedere că din februarie o să treacă prin 3 luni de urcuș financiar. Dar grijă la picioare, la glezne, la încheieturi și la articulații, grijă la cum merg pe stradă, se uite bine pe unde calcă, în special dacă merg pe seară, și mare grijă la cai, în special și lucru cel mai important, la micile accidente care au legătură cu membrele, cu mâinile, cu labele de la picioare și cu palmele. Să nu te tai, să nu te înțepi în coș, să nu chestii de genul ăsta. În rest, calul este absolut bine, are o sete extremă de cunoaștere spirituală. O să vezi că mulți cai în perioada asta încep să devină foarte curioși. Singurul sfat, doamnele în zodia calului, care sunt căsătorite, până în noiembrie să nu-și investigheze soții dacă au suspiciuni că fac ceva. Uneori trebuie să te întrebi, sunt pregătit sau pregătită să aflu ceva sau nu? Că sunt perioade în care, aflând anumite informații, reacționezi într-un fel, dacă le afli în altă perioadă, reacționezi altfel. Știi? Hai să nu în perioada asta. Doamne ferește, just in case, eu nu zic că se întâmplă, dar dacă e ceva, mai bine afli mai încolo. Așa. Da. Vorbind de capră, oaie, cum vrei să-i spunem, este favorizat din punct de vedere, are multe puncte de vedere, nativul bărbat în zodia oaie sau capră. Nativa femeie, din păcate, tinde să fie destul de tristuță și tinde să fie mai mult afectată de problemele din familie decât bărbatul în aceeași zodie. Că vorbim de relații cu părinții și de lucruri din trecut care se reactivează, că vorbim de tot felul de traume de care își aduce aminte sau cumva încep să reoglindească în peisajul psihologic al persoanei, nativul capră, în special femeie, trebuie să aibă mare grijă să-și mențină echilibru psihic, să nu pice în depresie în această perioadă de toamnă-iarnă, în special în iarnă. Pentru că nu vor avea mari griji financiare, nu vor avea mari probleme de sănătate, relațional lucrurile nu sunt nici bune, nici rele, pur și simplu sunt. Dar psihologic avem 3 stele, steaua morții, steaua singurătății, și steaua izolării. Și când toate astea 3 apar, atenție, steaua morții nu înseamnă că mori, da? Înseamnă doar că rămâi izolat. Când toate astea 3 apar în aceeași grupare, într-o zodie, asta înseamnă mare posibilitate de tristețe și depresie, dar care e 100% în controlul persoanei. Da? Poate să treacă peste lucrul ăsta. Recomand să citească, știu eu, terapii cognitiv-comportamentale, Albert Ellis, pe care îl iubesc atâta și poate să-i învețe, să caute tot ce înseamnă optimism, să se uite la comedii și să-și aducă aminte că starea noastră psihică e cea care ne generează viitorul. Dacă în prezent ești trist și morocănos, în viitor vei fi tot trist și morocănos. Da? Asta este lecția pentru capră. Și trecem la 2 zodii mai vesele, și anume maimuța, în primul rând, care are o perioadă de mare, mare avânt, până în februarie. Mare avânt, mare voință, mare creștere, mare evoluție, potențial extraordinar de recunoaștere a meritelor, potențial extraordinar de, cum să spun, promovare la locul de muncă și promovare educațională, dacă sunt în studii, în doctorat, în chestia asta lucrurile merg ca unse, este extraordinar de bine din punctul ăsta de vedere și în același timp extraordinar de prost din punct de vedere al relațiilor și emoțiilor și a prietenilor, pentru că tind să ignore cu brio, tind să lase la spate, da, lasă, ne vedem mâine, poi mâine mai vedem, am uitat să scriu, iartă-mă, nu știu ce, și uite așa se duce papa sâmbătei partea relațională. Dar pentru ei, într-adevăr, acum prioritar este creșterea, este evoluția, este direcția pe care se orientează și chiar au un potențial mare. Dar aș sfătui să nu ignore iubirea pe care le-o dau oamenii din jur.
Ca sănătate, în general, e de bine. Mare grijă la cei care suferă deja cu spatele sau cu coloana sau cu oasele în general. Este o mare șansă să se activeze diverse dureri care în niciun caz nu pun viața în pericol. Cocoșelul. Cocoșul, aș vrea să zic, de bine în perioada asta, că de mă încadrez și atunci era frumos. Da. Dar din păcate nu e chiar așa, pentru că în primul rând cocoșul are minus pe trei categorii până în sfârșit de iarnă. Are un minus energetic, ceea ce înseamnă că poate să fie mai obosit, mai somnoros, mai leneș, mai fără chef în această perioadă. Lucru care, atenție, nu e bătut în cuie într-un mod imobil. Poate pur și simplu să ia magneziu, nu? Poate să facă un pic de sport, poate să se culce mai devreme, poate să mănânce un pic mai light seara, nu știu, toate micile trucuri, nu? Pe care toți le știm, așa încât să-și suplimenteze un pic energia. Că nu poate să o suplimenteze el la maxim, asta e. Dar poate să îmbunătățească puțin. Exact, poate să îmbunătățească starea fermei. Ăsta e un minus. Al doilea minus e minusul relațional. În relație, cocoșul ce să mai tură avura până în februarie e paranoic. Dar la modul paranoic, a întors capul așa iubita, e clar mânșal. Da, deci trebuie să aibă mare grijă la concluziile pe care le trage în legătură cu persoana iubită și în general cu persoanele apropiate, chiar și prietenii. Pentru că poate să dezvolte gânduri ușor paranoide și, repet, mă încadrez în această zodie. Da? Deci sunt blând în descriere, ca să înțelegem conceptul. Da? Și dacă dorește să-și țină, în cazul în care are o relație, dacă dorește să-și țină partenerul sau partenera, neapărat deținut în șah comportamentele cachebiste de interogatoriu din ăsta și paranoic. Da? Astea trebuie ținute în mare șah. Și al treilea minus pe care îl are este, din punct de vedere al sănătății, ca și maimuțica, dar mai puternic, probleme la nivel de coloană vertebrală, probleme la nivel de oase, de mușchi și articulații. Și din pricina asta recomand și îmi recomand, poate măcar la televizor ascult, deși mă gândesc, un picuț mai mult de sport. Da? Deci asta este absolut bun. Stretching, de-astea nu fiare forță, nu știu ce. Ajută extrem de mult. Însă are și trei plusuri. Cocoșul, plusul e financiar, le merge mult mai bine în această perioadă și e bine și ei spună bani deoparte, având în vedere că în anul tigrului mai avem niște probleme. Avem un plus din punct de vedere al creativității și al drive-ului, al voinței pe care l-au. Este extraordinar de mare, dar e doar la nivel creativ, că fizic am zis că n-au energie și e bine să transforme creativitatea asta în ceva. Și al treilea plus, având în vedere că vine peste ei o stea extraordinară care produce, teoretic zic chinezii, clar viziune, au o intuiție și o, nu știu, o deschidere spirituală în perioada asta până în februarie, mult mai mare decât până acum. Deci e, să zicem, echilibrată situația. E bine. Știi ce mă gândeam acum și mă râdeam un pic așa în sinea mea? O legătură între cocoș și tigru. El, tigru, ia cocoș. Lui vine să se ducă și ea devine foarte gelosă. Și foarte... Deci da. E perfect. Știi, dacă ar fi să analizăm, apropo, ține minte că m-aș da câine, dacă ar fi să analizăm tot ce înseamnă despărțiri, împărțiri, căsătorii, o să vezi întotdeauna, și asta e fascinația, una din ele, ale mele cu astrologia, este fascinant să vezi cum structurile zodiacale ale fiecăruia l-au atras în acea situație și momentul e perfect ales. Este absolut extraordinar. Orice căsătorie și divorț pe care am analizat-o până acum se pupă până la ultimul detaliu cu detaliile astrologice și asta e extraordinar. Da. Mai nou, acum am început să studiez un soi de astrologie foarte interesantă, egipteană, care are nicio treabă cu chinezii și la fel am găsit acolo niște lucruri extraordinare. Dar mai am de învățat până când o facem publică și pasă. Deci, practic, oamenii, dacă s-ar interesa puțin, ar ști cum să planeze anumite situații, sau nu că ar ști cum să facă, și ar trece peste momentele
Da. Care, Gândește-te că în China, în Malaezia, în Singapore, fiecare ăsta, când se om, când se căsătorește, gândește-se ce la astrolog. Îi bun ăsta, nu-i bun ăsta, când ne căsătorim, când să aia, când să aia, adică astea sunt comune. În Statele Unite, în UK, bine, eu am mult mai mult clienți în străinătate decât aici, pe care îi consiliez și la deciziile majore pe care le-au de luat atât în viață cât și în afaceri în special, nu le iau fără opinia mea. Nu ia decizia. Ceea ce o prostie ar trebui să nu depindă sub nicio formă. Dar opinia astrologului, să zicem, să fie o îndrumare. E, unii efectiv nu iau. Și pot să-ți dau exemple din multe țări. Dar la noi, din păcate, nu există prea mult chestia asta, pentru că lumea nu știu. Probabil că o să fie la un moment dat. Da, știți, revenim la câine. La câine. Câine, la câine lucrurile nu sunt neapărat rost, pentru că, din păcate, are două probleme. Una care poate să fie mai mare și una care este destul de depășibilă, să zicem. Problema mai depășibilă, adică nu neapărat mare, este cea că trecutul vine cumva din urma lui și încep să apară în viața câinelui tot felul de situații pe care le-a mai întâlnit, dar pe care nu le-a rezolvat, persoane cu care mai are lucruri de rezolvat și pe care nu le-a rezolvat, datorii din trecut pe care le are de dat, nu le-a plătit și trebuie să le plătească. Deci cumva trecutul care vine și te bântuie. Și de ce zic că e rezolvabilă? Pentru că până la urmă fiecare suntem stăpânii propriei noastre gândiri și a propriei noastre acționări. Deci putem să acționăm în așa fel încât să echilibrăm acele laturi din trecut și să ne fie bine. Problema mai delicată în viața câinelui este faptul că urmează pentru el un an mult mai bun decât ăsta care a fost, ceea ce e minunat. Dar în această perioadă ciu e în scădere și această scădere afectează în special sănătatea. Așa încât sfatul meu pentru cei din zodia câinelui, ca să zic așa, domnule, chiar purtați mască în spații închise. Deci e important să-și păstreze o protecție a organismului mare, pentru că organismul este în deficit. Asta nu înseamnă că toți câinii au probleme imunitare. Logica de obicei zic că aceste predicții sunt generale și nu trebuie luate decât ca atare. O predicție non-personală e o predicție generală. Dar mai bine previi decât să tratezi, părerea mea. Financiar e ok, nu sunt pe minus, nu e nici mare creștere, dar nu sunt pe minus. Relațional nu interesează în această perioadă. Bărbații în zodia câinelui în această perioadă sunt extrem de excitați sexual și doresc mai mult să-și împlinească fanteziile. Femeile în zodia câinelui sunt excitate de Netflix și de spiritualitate și de orice altceva, încât n-au chef de sex. Compatibilitatea optimă, da? Așa încât n-aș putea spune că e neapărat o problemă decât pentru acei câini care sunt căsătoriți și sunt bărbați și dacă soția nu oferă ce au ei nevoie, e posibil să se ducă să-și ia din altă parte. Da? La câine aș mai menționa însă că în luna decembrie, începând cu 4 decembrie, timp de aproximativ 28 de zile, este o perioadă în care, din punct de vedere karmic, ei este bine să practice iertarea, să practice detașarea, să practice iubirea și tăierea legăturilor cu trecutul. Pentru că în această perioadă de decembrie, este o chestie care se întâmplă o dată la 28 de ani, se numește ciclu mic oglindit în ciclu mare, mă rog, e o chestie mai lugubră și avansată din metafizica chineză care nu ține de bață. Este o perioadă cumva de, ca la contabilitate, știi când se termină un ciclu și trebuie să faci, nu mă pricep, balanța, bilanțul, cum se cheamă, da? E, și se face un fel de bilanț spiritual pentru câine în perioada asta. Și având în vedere acest bilanț spiritual, e bine ca și el să aibă un cuvânt de spus. Și cuvântul de spus pe care îl are câinele în bilanțul ăsta e să facă fapte bune, să aibă vorbe bune, gânduri bune, să-și ceară iertare, să ierte, să taie legăturile cu trecutul, mai ales că o să-l bântuie și să ofere iubire și compasiune cât poate. Și mai avem, bineînțeles, porcușorul sau mistrețul, care, by the way, la anul genial. Deci la an, finally, genial. Pentru atâția ani. Ar fi cazul, nu? Un pic cu tacuri. La anul e foarte bine, însă neapărat acum în toamnă-iarnă nu e cea mai roză poveste din anumite puncte de vedere, dar foarte roză din alte puncte de vedere. De exemplu, este o perioadă extrem de bună pentru sănătatea mistrețului.
slabe șanse ca mistrețul să pățească boli sau chestii grave în această perioadă, ba din potrivă are șansa să întinerească, are stele care aduc putere, vigoare, vitalitate, întinerirea pielii, a corpului, poate să slăbească în greutate, poate să, nu știu, să aibă o vibranță extraordinară din punct de vedere fizic. E, problema intervine financiar, pentru că, nu că n-are bani, oameni care îi datorează bani e posibil să o lălăie cu plățile, oameni care au promis chestii multe e posibil să nu se țină de promisiuni, adică planul de acasă să nu se potrivească cu ăla din târg. Și din pricina, mai greu. Exact, din pricina asta sfatul meu primar pentru mistreți e așa, indiferent de ce plănuiești, să ai și un backup plan. Așa. Da? Întotdeauna să existe și un plan B. În cazul în care nu merge planul A exact așa cum ai vrut tu să meargă. Și atunci, dacă există un backup plan, cu siguranță că lucrurile vor fi foarte bune. Este o oportunitate în special din noiembrie și care va dura până în august anul viitor să crească foarte mult din punct de vedere al prosperității mistrețul. Dar pentru asta trebuie să implementeze tot ceea ce a amânat în acest an de bivol. Da? Dacă este cazul. Din punct de vedere al sănătății, am zis că totul e ok. Dacă e sănătos, se ducă la muncă. Da, din punct de vedere al relațiilor, e ok. Cu excepția bărbaților care sunt în zodia mistreț și care bărbații în zodia mistreț este posibil să aibă ceea ce se cheamă un pic de foc de la inimă, care produce anxietate de performanță, produce scăderea stimei de sine, poate să producă, mă rog, niște probleme de dinamică, să spunem așa, sexuală, care se pot trata psihologic, cu plante, cu acupunctură, cu o grămadă de metode frumoase și non-invazive. Dar un aspect fundamental al mistrețului este vorba de mistrețul care are copii. Este o perioadă care va crește în intensitate și se va propaga anul viitor. Copiii mistrețului vor tinde să se detașeze de casă, de cămin, de mistreț, în special dacă sunt în zodii de foc. Adică, aolo, exact cum e la mine. Cal, oaie, da? Deci toate astea care spun anotimp de foc, există posibilitatea detașării. Fie că copilul își găsește un job, fie că se mută din casă, fie că se însoară, se mărită, să nu știu ce, fie că, nu știu, trebuie particularizat, există șansa ca cumva mistrețul să sufere de această detașare a progeniturii personale în această perioadă, detașare care crește până la anul, inclusiv până la sfârșit. Okay? În rest, e foarte bine. Deci ai văzut ce predicții frumoase și drăguțe și generale și cu siguranță la anul sau până la anul o să facem și predicțiile pe anul viitor. Anul ăsta fiind un an special, avem conferința aia de sfârșit chinezească care în loc de o zi durează două, pentru că am mult prea multe de spus și n-am timp să le termin într-o zi și din experiență, dacă îi ții până la 8 seara, eu mori psihic. Așa că prefer să îi țin până la 4 într-o zi și până la 4 într-o zi și să am și mai mult timp și să fie și fresh și să pot să le explic tot ce e de explicat. Una peste alta, anul tigrului, care începe să se facă simțit, înțeleg că de prin 4 octombrie, o să fie pentru noi un an mai bun? Da. Și ai văzut, nici n-am ezitat să zic da. Dar, din nou... Prima întrebare a celor care se uită va fi legată de sănătate. Da. Deocamdată, de prosperitate. Am văzut că unii dintre colegii mei au început să facă predicții. Eu sunt mai de modă veche și eu știu de la maestrii mei chinezi că până nu începe o anumită structură, nu încep să vorbești de anul ăla. Structura aia începe pe 2 octombrie. Până pe 2 octombrie nu fac niciun fel de predicție despre anul tigrului pentru că nu vreau. O să fie mai bun. Da, o să fie mai bun, dar din nou depinde pentru cine. Dar global pentru România, eu zic că o să fie mai bun din punctele care contează de vedere. Acum știi tu cum e, ca la un buchet de flori. Când vezi un buchet mare și frumos așa de flori, spui, Doamne Dumnezeule, cât de frumos,
miroase, ce nu știu ce, nu vezi nimic în neregulă. Când te apropii de el, mai poți să vezi că o trandafir mai are o petală căzută, una mai uscată, mai nea. Dar te uiți mai departe și vezi că e bine. Știi, cam așa o să fie situația. Acum trece această greutate a bivolului, pentru că el este un animal puternic, dar mai greoi. Este un in lent și nămolos care a venit și asta e, odată la 12 ani vine, n-ai ce să-i faci. Trebuie să trecem și până asta. Dar bine, tigru cu o energie mai nouă, mai specială, mai dinamică, dar în același timp mai destructiv. Așa că e un an, și uite, atât pot să zic, anul 2022, e un an în care dacă nu-ți distrugi tu singur tiparele negative, are grijă universul să te ajute să le distrugi. Sfatul meu e să ți le distrugi tu singur, că altfel ai pus-o. Da? O să vezi la conferință, eu cam fiecare an ești invitata mea specială și sper să îți faci și eu până acolo. Sau, mă rog, dacă e online, o să... O să fie online, pentru că, din păcate, sala unde făceam, și anume minunații mei prieteni de la Camera de Comerț și Industrie, fiind perioada în care este, nu poate să acomodeze decât 90 de persoane, iar la conferința asta de obicei sunt minim 3-400. Și neavând unde să-i pun, atunci prefer să fac chestia asta online și asta e. Ai un plan de evenimente pe care l-ai aranjat atât de frumos. Vorbeam și înainte de emisiune că ai fost așa meticulos. Specific oricărei zodii din afară de a mea. Eu ți-am zis cum Dumnezeu a avut atâta răbdare. Eram după vacanță, eram odihnit, eram recuperat, eram energizat și mă simțeam foarte bine și aveam presiunea câteva sute de studenți care mă vrecau la igre despre când e programul, așa încât într-o seară, într-un avânt nici de mine cunoscut, am reușit să fac programul până la sfârșit de ianuarie 2022. Sigur că el e flexibil, mai fiind chestii care se vor mai adăuga. Dar e un program pe care eu îl iubesc, am fost ghidat așa cum știu eu de cine mă ghidează pe mine ca să fac acest program. Este integral spre beneficiul oamenilor și pentru cei care nu știu și mă acuză în continuare pe rețele de socializare, pentru că apropo de poveștile alea, și l-am dat îmi spunea cineva pe Facebook, ce ai făcut tu să ajuți țara în această perioadă? Așa. Simplu, de exemplu, faptul că de un an jumate terapia energetică pe care o fac eu este gratis, în loc să coste 400 de lei. Gratis! N-am luat bani nimănui pe terapie energetică. I mean, come on! Asta nu e un ajutor pentru țară? Faptul că oamenilor care au nevoie de ajutor și de cursuri și de îndrumare și care n-au posibilitatea, ghici cât au costat, nimic. Știi? Și îi spui chestia asta oamenilor și oamenii tot îți găsesc un nod în papură. De ce? Pentru că unii oameni se numesc duhuri negre sau demoni întrupați, care au rolul doar să bage zânzanie, știi cum își bagă michiduță coada, și noi trebuie să ne dăm seama când avem de-a face cu unul de ăsta și pur și simplu să-i dăm bloc și să dispară. Evenimentele astea pe care le-am pregătit eu și sigur oamenii poate să le consulte pe site, sunt din ce îmi place mie. Adică o combinație în proporții cât de cât egale de hermetism, magie, cabală, care e una din laturile în care eu sunt profund specializat de mic și o ador și o iubesc, latura de metafizică chineză în care vin cu niște noutăți extraordinare, de exemplu și pe 2 octombrie, bine, mai am cursuri până atunci, dar pe 2 octombrie am un curs de... Ai sărit peste 25 septembrie, care e acuși. Am sărit peste ăla, dar eu iau lucrurile în ordine, nu. Pe 2 octombrie am un masterclass de Cimen Dungea, pentru cei care sunt pasionați și îl știu, cu lucruri foarte noi și foarte drăguțe pe care le-am învățat în concediu. Asta eu trebuie să mă uit pe foi, că astea chiar nu le știu. Na, pe 16 octombrie am un sistem hermetic pe care am fost inițiat acum 6 ani și a durat cam un an jumate să-l învăț, încă vreo 4 să-l fundamentez. Și iată că a venit vremea să-l și predau. Și îmi va face o mare plăcere să-l predau, ăsta pe 16 octombrie. Iar pe 30 octombrie am cea mai tare chestie. Obstacolul este calea. Vreau să predau 22 de tehnici și 30 de metode
prin care oamenii să poată să depășească obstacolele din viețile lor. Deci este cel mai important lucru pe care poate să-l facă oamenii, să-și dea la o parte obstacolele. Și nu pot să mă duc decât 13-14 noiembrie. Este conferința anuală de metafizică chineză, Anul Tigrului de Apă. Două zile în care oamenii, ca în fiecare an, cât de vreo 10 ani tot o țin, au șansa să afle părerea mea despre ce urmează să se întâmple. Uh-huh. Da? În niciun caz părerea mea nu e adevăr universal, este părerea mea. Uneori îmi doresc să fie așa ca mine, uneori nu. Dar e tot părerea mea și nimeni n-are de ce să judece o părere personală. La fel, pe 27 noiembrie vorbim de cum aplicăm cabala pentru sănătate. Pe 11 decembrie ne ducem iar în călătorii șamanice cu grupa mea drăguță pe care eu iubesc și ador. Na, pe 18 decembrie, ediția aniversară, s-au făcut 10 ani, îți dai seama cât am îmbătrânit, de cât țin meditația de sfârșit de an. Asta e singurul eveniment pe care îl țin de 10 ani, la care oamenii nu trebuie să facă nimic, în care stau pur și simplu și le spun povești și glume și rolul meu să fac în așa fel pentru toți oamenii aia să le fie bine. Dar știi de ce? Într-un motiv extrem de egoist, îmi place mie să glumesc, să zic. Păi dacă oamenii n-au bani, n-au ce să-mi dea mie și n-am eu bani. Dar aia dacă au bani, dar sunt depresiv că e acela nevasta, tot nu o să vină la mine la cursuri și atunci trebuie să mă asigur că o să aibă viața amoroasă bună. Dar degeaba nu înșeală nevasta și au bani dacă au diaree, stau pe WC-ul și nu poate să vină la mine la cursuri și atunci trebuie să am grijă să fie sănătoși. Deci basically e un eveniment egoist, cum îi spun eu, în care am grijă ca oamenii să fie echilibrați, așa, încât la anul să am și eu ce mânca, nu? Adică e până la urmă. Așa. E o glumă metaforică, dar e un eveniment la care ei lucrează. Și sunt multe seminarii speciale, tot felul. Iată, în ianuarie deja vorbim de un curs de predicții anuale foarte special, în care vorbesc pe 8 ianuarie de arcanele predictive ale anului 2022. Pe 22 ianuarie învățăm să depășim stresul, frica și anxietatea folosind magia hermetică. Și chiar acum, nu sâmbătă asta, sâmbătă ailaltă, ce învățăm? Învățăm despre Solomon și magia hermetică și cum să o aplicăm în mod practic. Sunt multe. Cine vrea să le citească, rizvamladrusu.ro și acolo poate să citească cât vrea. Cheia e simplă. Întotdeauna la orice curs ținut de oricine ajunge exact cine trebuie să ajungă. Asta nu înțeleg unii. La nivel spiritual, în lumea oamenilor care lucrează cu lumină, nu există noțiunea de concurență. Dacă întâlniți maestri, între ghilimele, care merg pe ideea de concurență și ia uite la ce a făcut și ia uite la ce așa și hai să-l vorbim și hai să ies demonici. N-au ce căuta. Păi în lumea luminii există iubire, fraților. Lumină. Compasiune. Am trecut odată, eram pe lângă molul Vitan, la, știi, din Vitan, ți-am povestit, mă plimbam și trece un domn pe lângă mine, fără să dăm nume, și mare maestru. Și care cumpărase nu știu ce, de pe la un magazin din mall. Și scoate, mă vede, l-am salutat, pentru că eu salut oamenii, eu nu am dușmani, eu consider că sunt oameni, sunt aceiași cu mine. Și scoate un măr și-l aruncă după mine. Eram cu colegul Bogdan, ne-am fost în emisiune, l-ai avut și tu. A rămas la pleașcă, nu știa despre ce e vorba, știi? Câtă lumină și iubire. Păi nu există așa ceva. Eu îmi doresc armonie, eu îmi doresc pace, eu îmi doresc iubire, eu îmi doresc lumină. De asta mă înțeleg cu majoritatea, pentru că ei sunt și ei în lumină și toți nu facem decât să colaborăm. Păi cum pisici într-o perioadă de criză să-ți permiți, în loc să colaborezi cu toți colegii tăi și să faci să fie lumină, tu să faci tot felul de chestii. Astea nu se merită. Da? Și nu atunci trebuie să le pui la suflet. Pe mine mă abuză. Înainte aveam o perioadă, din păcate, nu doar că zvărsător, luna din harta mea aici, Camelia Pătrășcanu, pe care o iubesc enorm și o consider cea mai tare din parcare, pentru că ea mi-a zis niște chestii extraordinare și sper să nu se supere că zic de ea acum. O recomand cu toată ființa tuturor. Altă vărsătoare. Oricui care a vrea vreodată programă europeană ca lumea, nu știu, mie ce mi-a zis
pătrășcan, ca nu mi-a zis nimeni. Așa. Da? Și eram exact în studio, unul lângă altul, că terminam emisiunea, ea începea și mai aveam 10 minute până să vină Silviu să ne pună fire, știi? Și a zis, hai să ne uităm, hai să ne uităm. Bă, ce mi-a zis în 10 minute? Fai de cap, genial. Da? Zis, în de astrograme. Fai de capul și de zilele mele. Da. Nu, există astrologi și astrologi, îți jur. Eu nu zic că e vreunul rău sau prost, dar de unde o fi avărsătoare și mi-a plăcut mie sau nu știu, ceva a fost un moment al foarte bun. Sunt și alții buni, dar ea știe, știi? Îl puneam la suflet. Aveam o perioadă în care puneam foarte mult la suflet. Băi, și la un moment dat mi-a zis ea, zice, stai și că vine nu știu ce planetă, eu nu sunt cu europeana, știi bine. Vine nu știu ce planetă și face nu știu ce în harta ta și stai să vezi și nu știu ce. Și am zis, vrăjele, putere cu ea, așa de 40 de ani, vrei, mă schimb cu mine planeta. Băi, naibii, a venit planeta aia brusc, îți jur, o schimbare extraordinară. Da? Dar în bine, ceea ce este absolut foarte bine. Da? Așa încât eu invit pe toată lumea la lumină. Nu la cursurile mele. La cursuri mergeți unde vă place. Că la mine, că la X, că la Y, că la Z. Acolo unde vă trage ața, acolo să mergeți. Oricum, da? Plouă cu maestri, așa că găsesc. Plouă cu maestri peste tot. În imaginație. De fapt, nu. La mine nu. Dacă vreți maestri, nu veniți la mine. Eu nu sunt maestru, eu sunt povestitor. Da? Sunt un bine brat și am povestitor, așa am zic de acum, pentru că așa mi-a zis un nene pe stradă și a fost o chestie foarte drăguță. Și ideea este că, apropo de, pot să zic o poveste, nu știu cât mai avem. Te rog, te rog. Durează 30 de secunde, apropo de asta, de unde am vorba, că ești povestitor, vrat și șaman. Eram în Budapesta. Am fost în concediu, în mai multe locații și pentru prima oară m-am dus în Budapesta pentru că nu fusesem absolut niciodată și am vrut și eu să mănânc gulaș de al lor, care, by the way, e mult mai bun în Brașov. Dar... orașul superb. Deci mie mi-a plăcut absolut extraordinar Budapesta. Mi-au plăcut magazinașele, au astea de antichități, cred că pe fiecare stradă și eu sunt nebunit după ele. Mi-au plăcut foarte mult oamenii și mi-au plăcut foarte mult prețurile. Față de, știu, Londra, Viena, chestii, wow, este absolut genial. Și într-o bună zi, chiar cu o zi sau două înainte să trăiască să plec de acolo, ajung în hotel și în hotel îi cer, nu știu ce, am cerut recepționerul. Și vine la mine o doamnă foarte înetate. Deci era o doamnă foarte, foarte în vârstă, dar extraordinar de cochetă. Și îmi spune, tu ești român? Dar bătându-mă așa, știi, pe spate, îmi venea până undeva. Știi? Și mă întorc și zic, sărut mâna, da. Și se uită și zice... După ochi ești povestitor, după nas ești vrac și după buze ești șaman. Poftim. Deci exact, n-o să uit expresia. Știi? Și zice, auzi, fumezi? Și zic, da, nu am niciun secret, acum duci să mă dau, mai și fumez. Țigări, nu altceva. Și zice, știi, soțul meu s-a dus că nu știu ce a pățit și eu nu mai am țigări. Ești cu mine la o țigară? Și am ieșit cu acea doamnă la o țigară în fața hotelului, pe malul gârlei în Budapesta. Și în maxim 10 minute, femeia aia, care nu știu nici până ziua de azi cine este pentru că nu s-a prezentat, deși eu m-am prezentat, mi-a spus niște lucruri amețitoare. Adică, a început așa, zice, știu că nu o să mă crezi și tocmai de-aia misiunea mea e ca în 30 de secunde să te conving. Și în 30 de secunde mi-a spus niște detalii din trecutul îndepărtat, mediu și foarte apropiat și să mă întreba, acum te-ai convins, pot să vorbesc, că nu mai am decât 7 minute. Zic, ok. Și mi-a spus niște lucruri absolut geniale. Apropo de întâlniri, când trebuie să te întâlnești cu cineva, te întâlnești. Culmea, după aia întreb recepționerul, doamna respectivă, unde e? Adică stă, zice, n-am văzut-o niciodată, nu știu cine e. Dar nu era nici cerșetoare, era îmbrăcată extrem de bine, adică de firmă, ca să zic așa, plină de aur, mirosind frumos și la un minim de 75-80 de ani. Minim. E, uneori îți întâlnești mesajele direct. Uneori le întâlnești indirect.
Înțeleg Eu? că ați zis lucruri de bine. Băi, a zis și de bine și de rău, prezicea mai bine ca mine, știi? Dar mi-a rămas în minte aia, știi? După nas ești povestitor, după ochi ești povestitor, după nas ești șaman, după buze ești braci. Știi? Și mi-a rămas asta, e fan, nu sunt maestru, sunt povestitor. Ideea e simplă. Emisiunea asta pe care o faci tu e un transmițător de mesaje. Oamenii primesc mesaje. Da? Uneori oamenii încearcă, cum să spun, uită, știi? E o emisiune, e mereu, e săptămânal, zilnic, cum e ea. E doar o emisiune, a mai apărut Olga Croitor. Uitați-vă, fraților, pentru că nu știi când vine mesajul ăla pentru tine. Știi? Universul ți-l trimite. Că vorbesc eu, că vorbesc colegii mei pe care i-ai invitați, nu știi de unde vine. Fiecare are ceva de transmis. Și fiecare clipă e o clipă de cunoaștere. Eu îmi doresc doar, și este un apropo, cu martori, să existe din nou viață în studio, ca să zic așa. Mie mi-e dor să ajung acolo, să stau cu străinul la țigară în fața televiziunii, după aia să vină Minerva și să mai comenteze și aia ceva la țigară și să mai vină și Pătrășcanu și Sara. Momentan, spiritualitatea nu are loc. Eu știu, dar era cea mai frumoasă vreme în care te întâlneai în 6 TV, în hol sau în la fumat în față, ce să mai minți în populația, da? La fumat în față, era jumătate în paranormalimea Bucureștiului și stăteam toți și glumeam și fumeam, așteptând să vedem care mai intră în direct, știi? Aia e o chestie de care mie mi-e foarte dor. Ia-o capul înapropo. Și mie, dar uite, de oprit nu m-am oprit, am mers mai departe, pentru că noi fi eu o luptătoare cu arma pe afară și nu sunt genul ăsta care să fac scandal. Fac scandal, da, acolo, la nivelul meu, dar nu mă las. Fiecare luptă în felul lui. Mai ales că anul tigrului care vine pentru tine îți oferă oportunități extraordinare în domeniul afacerilor și în domeniul media, pe care sper să le, cum să zic, să profiți. Sigur, o să profităm de ele cât se poate. Mult avantaj. Ai nevoie de sprijinul meu? Aici sunt. Vin și bat pe cine vrei tu, nu spui. Nu degeaba-s marțialist, așa că o rezolv. Bun. Dacă mai ai tu întrebări și sugestii, eu sunt deschis. Nu. Momentan n-am să te mai obosesc cu întrebări, să te, pentru că oricum vine să te întreb de ce o să întâmple la nu știu așa mai departe, dar nu pot. După așa că aștept să treacă 2 octombrie, că mai e puțin. Mare drag, facem o întâlnire și vorbim doar de anul care vine. Da, și vorbim, promiți. Cu siguranță promit. Hai, da. Sunt 2 săptămâni, nu mai mult, da? Da, după 2 octombrie vedem și pe, am uitat, când e conferința, scrie pe site. Vedeți, să eu trebuie să nu fii foarte ocupat, să-ți faci un pic timp și pentru noi. Mulțumesc mai mult. Știi că e o plăcere și este așa, cum să spun, o relaxare. Mă bucur, dar la mine trebuie să râși, să te simți bine și asta e valabil și pentru tine și pentru orice telespectator. Eu, unul, mă simt absolut excelent cu tine, așa încât din cauza asta este o relaxare, pentru că vorbesc de nu se mai poate. Eu sper că am zis măcar un lucru care să fie de ajutor fiecăruia care s-a uitat la noi. Și am intenția să dedic toate meritele și toată energia asta frumoasă pe care am în 3, că mai e acolo, știi tu. Mai e cineva acolo care trage pe am în 3, da, am generat. Să fie emise către binele suprem, sănătatea și iluminarea tuturor ființelor din lumea asta care au nevoie și pentru binele țării astea care este atât de frumoasă și are nevoie doar de iubire. Atâta tot. Corect. Așa să fie. Să dea Dumnezeu. Îți mulțumesc tare, tare mult. Dumneavoastră, vă mulțumesc că ați stat alături de noi. E emisiunea supra misiunea făcută în fața tuturor. Că ne vedem după data de 2 octombrie. 2 octombrie, cu mare drag, vin și vă povestesc ce vreți. Așa. Până atunci vă doresc să aveți fericire în suflet și putere în trup, să treceți cu bine peste săptămâna ce vine și să ne reîntâlnim sănătoși în emisiunea de după 2 octombrie. Doamne ajută! Te pup, o seară bună! Bine v-am regăsit, oameni buni! Este prima filmare oficială de la mine de acasă.
vă invit la mine oricând să vedeți ceva cosmic, fiindcă cyberspace-ul meu, universul meu tehnologic, se mărește cu acest dispozitiv adus din cosmos. Nu este deloc o glumă, e vorba de o invenție rusească, militară, și vă spun de cosmonauți și de cosmos, fiindcă legendarul nostru cosmonaut, avem și noi românii un singur cosmonaut în persoana domnului Dumitru Prunaru, el prezintă acest aparat în România, el l-a adus, să spunem așa, și trebuie să avem toată încrederea. Nu numai atât, eu de când îl am, văd că merge exact cum ați mai citit sau și eu mai mă documentasem pe internet. Adică vă ajută foarte tare cu tot felul de bacterii, de mucegai, tot ceea ce aveți dumneavoastră prin casă, vă incomodează și nu știți cum să scăpați de aceste nenorociri. Asta în ceea ce privește aerul. Deci orice fel de noxe din aer, robotul ăsta deștept, să spunem așa, le rezolvă. Nu mai stați cu frică în vremurile astea tulburi în care vă gândiți în fiecare moment că dumneavoastră sau membrii ai familiei dumneavoastră se pot îmbolnăvi oricând. Mai bine băgați în priză un imunocub și scăpați de toate problemele. Și veți simți exact aerul ăla de munte puternic sau aerul de lângă briza mării și de asemenea gustul alimentelor atunci când folosiți imunocubul va fi gustul ăla de pe timpuri, atunci când totul mirosea bine, avea un gust frumos și viața era foarte, foarte frumoasă și mult mai relaxată decât astăzi. Pentru sănătatea și siguranța familiei mele, eu am ales imunocub. Nu ratați imunocub, fiindcă nici nu știți ce pierdeți.